Bună seara, este 13 mai, în seara aceasta l-avem invitat pe Mircea Căpățână de la Smart Bill. Cu el o să discutăm despre ecosistemul Smart Bill, ce avantaje va aduce acesta și, bineînțeles, cum puteți crește, pentru că aceasta este și tema din seara aceasta, cum poți crește cu Smart Bill și cu siguranță o să vedeți cei de la Smart Bill vin cu niște soluții foarte drăguțe, ce se vor traduce mai departe în cifre, pentru că până la urmă în asta constă partea de facturare și nu numai, pentru că avem și lucruri despre integrări și alte lucruri. Nu uitați dacă vă place subiectul nostru din seara aceasta sau dacă doriți și voi la rândul vostru să dați un share, puteți să o faceți cu mare încredere în grupuri, prietenilor și tot așa. În seara aceasta vorbim cu Mircea, pe care îl salutăm. Salut, Mircea! Salut, guys! Alături de Mircea o să avem o discuție destul de liberă, o să includem și o parte din prezentarea sa în clipul acesta, o să fie o discuție super relaxată. Important la final este practic să încercăm să fim pe profit sau cel puțin să ajutăm să aducem profit la final. Păi gata, îi dăm drumul. Spune dacă vrei să încep cu prezentare sau dacă vrei să încep cu câteva idei despre ce s-a mai întâmplat cu Smart Bill în perioada asta și tot ce aduce nou Smart Bill pentru cei care ne privesc. Da, sunt live, nu? Adică mă vede lumea. Ești foarte live. Ești foarte live. În ochi, în dinți, ok. Ești totul perfect. Da. Vezi, e ciudată chestia asta cu live-ul, deși de două luni tot fac asta. Chiar am avut zile în care am fost de două ori pe zi. Nu, tot e ciudat dacă nu vezi oameni. Sunt un om, o ființă socială și îmi place să văd ochii în fața mea. Este în regulă. Da, ce să zic, noi ne agităm aici cu nebunia asta, cu pandemia secolului păcii. Nu știu ce va fi, dar cert este că nu mai putem sta cu toții degeaba, suntem antreprenori. Viața mea, așa foarte pe scurt, eu am 37 de ani, toată viața mea profesională a fost, se rezumă la antreprenoriat, n-am avut niciodată un job for real. Asociații mei, Radu și Ioana, sunt cam în același film, eu cu Radu sunt de aceeași vârstă, Ioana e mai mică cu 2 ani, ea era chiar studentă când am început business-ul ăsta și aproape 14 ani mai târziu, iată-ne trăgând în continuare la căruța, devenind între timp autoturism, chiar un mic bolid. E ok, suntem foarte ok cu business-ul. Adevărul e că noi ne-a prins criza în cel mai bun moment posibil. Deci dacă era de genul o forță de asta extraterestră să zică, băi, la un moment dat vă trăznește pandemia, vă lăsăm pe voi să alegem când se întâmple asta, nu ar fi fost un moment mai bun decât ăsta pentru noi. Au existat foarte mulți oameni care au trecut la soluția voastră de facturare în perioada aceasta și ați avut o creștere? Acum, să fim serios, am avut creștere, am avut scădere, dar nu... Nu, mă refer la oameni care au adoptat soluția, ce până acum, practic, nu știu, poate foloseau tipizate. Sunt care aveau, dar per total sunt mai mulți aia care au fost de genul, guys, noi nu mai avem ce factura, păsuiți-ne un pic. Noi am lansat, nu știu dacă ați văzut prin presă și vă recomand să vă uitați și să dați un bookmark și să mai dați refresh. Încercăm chiar în 15 să-i facem un refresh al datelor. Am lansat barometru Smart Bill pe care o să-l ținem live vreo 6 luni. Deci nu a fost așa one shot dat în presă. A fost și pe la radio, la Europa FM. Și acolo este evoluția pe industrie. Datele sunt total anonime, nu apar niciun fel de... Că mai fost unii care s-au speriat, s-au supărat și măcar nu se spune câte firme au fost într-un sector sau ceva, absolut nimic. Pur și simplu, e pe anumite caenuri, arătăm evoluția față de 2019, cum stă luna aprilie față de luna anterioară și față de anul anterior, deci e chiar de urmărit. Am menționat și acolo, a făcut Radu un articol în care explică. Noi nu avem foarte mulți clienți din Horeca și industriile astea care au fost cele mai lovite și de asta media nu este atât de înspăimântătoare pe cât se aștepta unii, însă ce credem noi este că media asta de scăderea generală este mai mare decât se așteptau guvernanții noștri. Și de ce e interesant barometrul ăsta în Smart Bill, exact așa se și numește, smartbill.ro/barometru, pentru că e relativ în timp real, după care firmele noi cu toți în 25 mai ne depunem, sau până în 25 mai, da? În general să facem 24-25 declarațiile, după care să afle și statul român și o să zică, ups, deci așa este.
De asta există declarații și de asta la un moment dat a vrut să le amâne și nu a mai amânat, pentru că ei au nevoie de datele astea. Ei nu știu lucrurile astea. Lumea crede că statul știe, dar ei nu știu. Ei știu cu un delay fucking huge. Și de asta noi am și făcut barometrul ăsta. Practic în primele zile din mai, 7 mai când am lansat, aveam datele pentru aprilie, ceea ce nu... S-am zis, statul o să vadă după 25 mai lucrurile astea. Deci ne le vedem oarecum în timp real. Am ideea asta venit din martie, n-am vrut să facem mai devreme, deoarece nu era foarte mare scăderea. Ar fi fost, adică, era scădere mare raportat la cât ar fi trebuit să fie creșterea, pentru că 2020 trebuia să fie sensibil peste 2019. Dar n-a fost, era undeva spre zero și am zis că dacă punem asta, lumea o să zică că, cum să spui că e zero scădere când... De fapt, uite la noi că avem firme închise și așa, cu 25% la, în medie, să zic, roughly, au fost unii care au zis, cum, că eu nu mai am activitate, deci economia României este oprită complet, știi? Adică oamenii au tendința asta foarte greșită de a extrapola după experiența lor, știi? Adică eu am restaurant închis, deci economia e închisă, deci de ce mințiți că e doar atâta scădere când e de fapt 100% sau fie. Mai exagerez, dar nu înțeleg de asta. Pentru cei care se uită la noi, am dat eu acum un share și la barometrul tău. Okay. Barometrul celor de la Smart Build, de fapt. Așa. Da, asta e unul dintre proiectele pe care le-am făcut. Am mai avut ăla cu voucher, în fine am mai vorbit despre el de câteva ori. A fost extrem de... Hai să vorbim un pic despre partea asta de vouchere, pentru că poate mai sunt magazine online care vor să... Magazine online a fost mult mai sexy pentru firmele din servicii. Pentru că, hai să povestim aici, cum ați văzut voi că l-au utilizat clienții voștri? Da, o să spun foarte pe scurt. Ai servicii și nu poți să vinzi acum. Că ești o frizerie, că ai o firmă de curățenie, că ai whatever. Ești closed. Nu poți presta, nici nu ai voie să prestezi activitatea. Okay. Ești cu șomaș tehnic, toate cele. Dar tu ai vrea să faci niște bani, că dar nu stai ca antreprenori, suntem vrem să ne mișcăm, nu stăm să facem, plângem la stele. Mm-hmm. Și atunci am făcut ideea asta de vouchere și practic din Smart Build prima dată poți să generezi un voucher, de exemplu, eu te sun pe tine și zici, bă, Victor, eu sunt așa, frizerul tău, cumpără-mă de la mine un voucher și în loc de 70 de lei, ți-l dă cu 60, dă-te încolo, dă-mi, cumpără-mă. Mm-hmm. Asta e varianta pe care am făcut-o prima dată și eu trebuia să-ți fac vânzarea, să vin la tine, să bat la ușă, să mă întreb tu de bine și să-ți fac un voucher. După care am extins treaba asta cu un concept inedit și care mie mi se pare foarte mișto, în care îți generezi voucherele din Smart Bill și nu mai sunt pentru Victor Dulu, sunt de exemplu tu în loc de 70 de lei, ai 60 de lei, vezi acolo discountul, altul este, nu știu, bărbierit plus ceva, whatever ce poate să fie, scot 5 vouchere de genul ăsta, unul e 70 de lei, unul e 300, unul e așa. Ok. Și toate sunt pe o pagină, pe smartvoucher.ro/ ce-ți pui tu acolo, să zicem, frizeria Dulu, ok? Și dai link-ul ăla pe Facebook, prietenilor, îl promovezi, inclusiv pe AdWords, whatever, you do whatever you want with it. Oamenii îl văd și zic, uite mă, vouchere la frizeria lui ăsta, poți să, hai să-l cumpăr. Evident, asta merge mai bine la clienții fideli, pentru că dacă ai clienți fideli și au trust și te știu și abia așteaptă să te deschizi, cum e cazul meu, atunci are sens. Și ăla zice, uite mă, bine, și-și cumpără ei vouchere și se pot plăti cu card. Avem o integrare cu Netopia, că și-a avut pe Antonio zilele trecute. Totodată am văzut că ați introdus și un alt partener, eu plătesc, dacă nu mă înșel. Da, acum lansare aseară, încă nu i-am făcut nicio, să zic așa, lansare oficială. De marketing nu l-am marketat încă nici cum. E tehnic, este. Deci, practic, poți avea Smart Bill împreună cu eu plătesc. Și, practic, apare aceea un buton de plată pe factură. Da, de exemplu, tu ești client, eu plătesc și nu ești la Netopia cum era până acum. Tu îți alegi acolo, bagi niște date în Smart Bill și îți se leagă contul de eu plătesc cu Smart Bill și pe proforme și pe facturi și inclusiv pe voucherile astea o să apară un butonaș acolo în care scrie plătește cu cardul. Din nou, ești firmă de curățenie, ești nu știu ce, inclusiv pentru e-commerce, dar e-commerce-urile în general au implementată partea asta de plată cu cardul, de aia nici n-a mers foarte tare pe... Poate mai sunt magazine ce vor să livreze clientului produsul, nu vor să încaseze cash de la el, dar totuși vor să-i livreze în locația lor, să zicem, produsul. În cazul ăsta poate să emite o factură cu butonul ăla de plată, clientul să plătească și să-și poată să-și ridice produsul. Absolut. Asta poate fi o variantă. Sau se poate și cu proformă și clientul când plătește. De exemplu, inclusiv ar putea merge, nu știu, omul care duce coletul, acum ar face un curier mai complicat când poți să-i convici pe de la fan curier să se adopte, să se adapteze la...
ideile tale, să adopte stilul tău. Dar să zicem că ai un curier care merge și zice, mă, uite, poți plăti proforma asta, apasă pe buton și ăla și o plătește acolo. Pentru că problema la români cu plata este că ei nu plătesc, că n-au încredere și nu vor să-și bage datele de card, ci vor să vadă produsul înainte să-l plătească, știi? Să știi că discutam cu Antonio săptămâna trecută și povesteam puțin despre partea asta de creștere. Creșterea a fost enorm de mare, evident au existat și scăderi enorm de mari pe partea de turism și tot ce înseamnă diverse servicii care utilizau soluția aceasta de plată cu cardul, dar a fost momentul respectiv, șutul ăsta pe care practic îl primim acum, a fost și un criteriu foarte bun pentru cei care își doreau până acum să plătească cu cardul, dar nu aveau încredere, au fost mai mult sau mai puțin determinați de treaba asta și automat asta a crescut enorm de mult adopția plății cu cardul. Da, nu despre asta o să discutăm acum, ca idee. Da, chiar a crescut și am simțit-o chiar și noi și crearea de magazine online, adică cum inclusiv statul vezi că se adaptează la... E un pic rușinos că trebuie să vină pandemia ca să ne pună să... Aici mă gândeam și eu că e rău că doar atunci când e ceva rău te-a pus să rezolvi din probleme și nu le rezolvi atunci când nu e nimic rău. Da. Poate că așa suntem noi construiți. E cum e în business. Nevoia. Orice business rezolvă nevoie. Întotdeauna trebuie să există o nevoie ca să existe și rezolvarea la nevoia asta. Așa că, da, așa funcționează lumea asta. Pe bază de... Apare durerea și după aia. În cazul în care vor exista întrebări, le așteptăm atenție în cadrul grupului e-commerce România 247. Dacă urmăriți live-ul pe celelalte grupuri unde am share-uit eu sau ceilalți ce ne-au ajutat cu un share, vă recomand să intrați în grup, pentru că doar pe bază de acces în grup veți putea comenta la eveniment. Că veni vorba de eveniment, să dăm un share și acolo totodată. Mircea, hai să povestim un pic despre soluția voastră Smart Bill, cât de ușor se poate conecta ea cu soluțiile de magazine online SaaS, pentru că știu că sunteți integrați cu majoritatea furnizorilor de magazine online, cum ar fi Gomag sau Blugento sau oricare alt furnizor din piață. Cât de repede merge lucrul ăsta, totodată să-l discutăm la modul, hai să zicem, comercial, nu tehnic, da? Cât de ușor le este lor să facă lucrurile acesta și după o să vreau să mai discutăm și despre soluția voastră e-commerce, care la rândul ei reprezintă un avantaj care nu este neapărat nou, dar poate mai avem magazine noi la început de drum ce își doresc practic să găsească o soluție optimă de integrare a soluției voastre în diverse domenii conexe, să zicem așa, sau în cadrul diverselor marketplace-uri cu care colaborează. Ok, sounds great. O să vorbesc 3 ore acum, nu? Okay, în glume. O să spun în capul locului, nu o să intru în discuții tehnice, am și o prezentare, oricum nici ani foarte tehnică, poate nici nu intru în ea. Eu vreau să vorbesc și în general vorbesc din perspectiva antreprenorului și nu, adică e reasoning-ul ăla, băi, noi suntem antreprenori, am fost toată viața antreprenor, voi sunteți antreprenori și why you should do this? Știi, asta încerc să povestesc și o să iau un pic de la Alfa și Omega. Noi am pornit business-ul ăsta în 2007, fine 2006, am lansat Smart Bill în 2007, era un programel. Am tot muncit la el, din 2014 l-am făcut cloud, în 2016 chiar la început am luat o investiție de 1 milion de euro pe care am consumat-o în dezvoltare, în primul rând, adică în development și nu pe floricele. Iar din 2020, de la începutul anului, chiar înaintea pandemiei și a fost foarte bine că s-a întâmplat, avem și un partener, un gigant pe Visma, care este... Cred că a treia cea mai mare companie de software din Europa. Au început deja dezvoltări din prisma parteneriatului vostru? Noi nu avem, cum să zic, Smart Bill este și va rămâne o companie independentă din grup. Visma este un soi de federație de Smart Bill-uri. Noi suntem printre cei mai mici, pentru că e o piață mică totuși România. Întreb asta pentru că la evenimentul acela de la Gomag ați spus că odată ce diverse tehnologii se dezvoltă în cadrul companiilor din care fac parte, celor care practic sunt îl au ca și partener pe Visma în business, automat o parte din tehnologiile respective migrează și către... Adică putem avea acces la pe lângă tool-uri și toate ele, putem avea acces și una dintre tehnologiile la care ne uităm și este pretty obvious, adică nu e nicio invenție, nicio noutate sau secret, este zona asta de OCR, de recunoaștere de text. De documente, practic. Da, practic scanezi facturi sau bon să le faci poze și...
să ajungă tot în contabilitate. Aici este de menționat că e genul ăla de lucru pe care mulți și la tribuie sau nu știu, e, noi facem aia, noi facem aia, în realitate momentan nu există treaba asta. Am început lucrul ăsta până să fie vorba de deal-ul cu Visma, l-am început cu companie din Cluj și chiar avansasem cu ei și au fost cumpărați de un gigant, fiind mă pun să-i dau numele, e foarte ușor să ghicești, și inițial a mai rămas procesul, proiectul nostru viu, după care a devenit prea, prea mic pentru The Unicorn. În cazul acesta vorbim în viitorul apropiat de o soluție OCR pentru cei nu vreau să vorbesc de viitorul apropiat, spun imediat ce facem în viitorul apropiat. Deci nu va fi în viitorul foarte apropiat partea asta, dar va fi. Acum reluăm asta, povestea cu Alfa și Omega, unde voiam să ajung undeva. Noi când am mers la oamenii ăștia în 2015, că atunci se întâmpla, chiar dacă am semnat în 2016, am mers în 2015 la Radu Georgescu și la Marius și am vrut €1.000.000 investment și evident că ori în orice pitch de pe planeta asta când vrei investiții, trebuie să ai o zonă în care spui care e piața ta. Și piața softurilor financiar contabil la vremea respectivă era, nu știu, unde voiam să ajung, undeva pe la €11.000.000 făceam toți care eram în piață. Deci dacă tu vrei €1.000.000 într-o piață care ia cu totul, este €11.000.000, oamenii nu pot decât să te refuze gracefully și să spună, oameni buni, e mișto, drăguț, un fel de high march, dar spus frumos. Okay. Pe mine ducea capul să nu facem, să mergem cu un pitch de genul ăsta. Și misiunea noastră nu era să fim un altul dintre ceilalți, să fim un pic mai mari sau ceva. Misiunea noastră a fost una ambițioasă și este în continuare și va fi și după ce poate nu o să mai fim noi pe aici. Să automatizăm de la A la Z o grămadă de procese ale IMM-urilor din România. Deci vrem să fim o rotiță care face să învârtă ca și un ceas de ăla pe care îl face un overclocking, să zic, știi? Eu să fim o rotiță din aia care învârte un pic, se învârte ea mai repede și tot restul angrenatele le învârte un pic mai repede. Știi, să mișcăm, să mărdă nici de la economie românești. Chiar asta a fost dorința și misiunea noastră. Să automatizăm, să ajutăm IMM-urile, firmele românești, să meargă totul un pic mai smooth. Știi? Și practic în asta, pe lângă că avem noi un business de succes, e și un reward așa sufletesc. Știi? Poți să trăiești toată viața știind că băi, am făcut ceva pentru toată economia asta. Pentru că la început aveam o frustrare că noi de ce nu suntem pe dot. Cum? Că era cool să avem un business internațional, că noi suntem softie și că am făcut un lucru foarte mișto. Bine, acum, nu fi foarte modest. Povestește un pic despre soluția voastră SmartPill, care este software instalat în calculator, pe care știu că o aveați într-un fel sau altul dezvoltată pentru o țară. Nu mai mi-aduc aminte exact. Da, noi am făcut am avut două experimente. Unul pentru SUA, unde literalmente am măturat pământul cu noi, ca să nu o spun mai frumos. Dacă în România aveam overbidding, ca să fim, că tot vorbim și de asta, dacă picam pe poziție mai proastă, să zic, de 1,3 în AdWords, făceam overbidding, pentru că știam că niciun competitor nu-și poate permite să ne să aibă return on investment bidând peste noi, știi? Okay. Și în SUA nu puteam obține nici locul 6 în AdWords. Să mă eroi, îți dai seama. După care am avut o versiune în India, care mai există și acum. Nu am putut să avem nici sub buget, nici focus de să ne focusăm pe ea. Ne-a fost frică să lăsăm pasărea din mână pentru aia de pe gard, pentru că în India era cu totul și cu totul altă legislație. Țara este mai complexă și mai ciudată decât ne-am fi putut imagina vreodată. Sunt vreo 29 de state cu legislații diferite, au două limbi oficiale, și nu avea TVA, au băgat în, cred că acum un an jumate, o chestie GST, care e un fel de TVA, care e o combinație între TVA și sales tax-ul american. Deci era o chestie în așa. De asta poftim? Și atunci a spus gata. Îl avem și acum, dar nu am putut să-l creștem. Deci mereu am suspinat la piața aia, dar n-am putut să-l creștem. Am ajuns, nu știu, pe la, cred că a avut odată spre 30.000 într-o lună, chiar când s-a lansat GST-ul. Păi a scăzut iară pe la 10-15.000 pe lună. Știu că pentru unele business-uri sună că, wow, e super, 10-15.000 de dolari pe lună. Dolari vorbim. Da, nu poți. Când vorbești de companie de software și vorbim de costuri de marketing, de suport și un cost cu un programator de 3.000 de euro pe lună, să zicem, cu tot cu taxe și toate cele,
N-ai ce să... Nu, lumea software e sexy odată ce începi să ai succes, pentru că ai produsul și îl tot revinzi, l-ai făcut odată și îl tot revinzi, nu trebuie să faci scaunul ăla în continuu și nici nu trebuie să-l transporti peste mărți și țări prin curier și de-alea. Dar până îl faci, costă development-ul ăla de țar capacele și după ce l-ai făcut, n-ai nicio garanție că se va... Va funcționa așa cum îți dorești. Da, deci nu e. A face software e o chestie foarte periculoasă și dacă sunt oameni care se gândesc să-și facă aplicații și au idei mișto, sfatul meu a fost mereu, dacă nu ești software company, don't do software. Și cunosc firme care vând hardware în România, măricele, care încă sunt, să zic, de 2-3 ori mai mari decât noi la cifre de afaceri și care au încercat să facă software și a fost un epic failure. Pentru că să faci project management peste o echipă de programatori când tu nu ai pe nimeni în core business care să poată face asta, don't do it. Deci, și unul din secretele voastre a fost faptul că partenerii tăi au, de la momentul începutului, să zicem așa, sau și pe parcursul timpului, au înțeles foarte bine zona asta de programare. Ei au fost programatori. Radu și Ioana au fost doi programatori excepționali, adică fără nicio modestie. Ei chiar au fost foarte tari. Toți trei am fost programatori, chiar și eu, ceea ce nu știe foarte multă lume. Eu am fost epic failure pentru că nu mi-a plăcut deloc. Nu a fost pentru mine treaba asta cu programarea. Deci și m-a ajutat mereu. Eu devenim marketerul companiei, că am fost în poziție de genul, eu, tu ce faci? Fă marketing! M-a ajutat partea tehnică pentru că mereu am înțeles marketingul și în numere. Și am avut o gândire foarte inginerească legată de marketing. N-am fost marketer din ăla care face o chestie și zice, iupii, am făcut asta. Și e frumos. Da, mereu am măsurat, am numărat, mai ales că am făcut business-ul de la zero, am săpat în orice piatră seacă, merge, nu merge. Am, în 13 ani am făcut toate trăzneile planetei. După aia, în fine, vreo 6 ani am făcut timpul, după aia am avut colegi și acum... Am o echipă de 7 oameni la marketing și chiar sunt foarte mișto colegii mei. Dar revenind la ce vorbeam cu ecosistemul și la promisiunea, ne-am dus la oamenii ăștia, la investitori și am spus asta. Vrem să automatizăm business-uri, vrem să eliminăm munca manuală. Munca manuală pentru antreprenori este un cost. Își caută greu oameni pe care îi plătesc scump ca să facă o muncă pe care nici aia nu și-o doresc să o facă, nici antreprenorii nu și-o doresc să o facă, trebuie să fie făcută și dacă se poate automatiza, este wow. Și softul nostru de gestiune, dau un exemplu, costă pe la 15 euro pe lună, mai sunt oameni care întreabă, totuși și mult și zic, păi este 2,5% din costul cu salariu minim pe economie. Deci este... Peanut, dar noi avem mindset, mai ales în România, și știu cum începând de pe vremurile alea când era cu piratat software la modă, avem o chestie culturală să nu plătești, nu plătim pentru muzică, nu plătim pentru software, nu plătim pentru presă, nu mai vorbim. Deci românii nu plătesc content. Asta dacă este pe internet, e gratuit. Da, deci e statistic făcută, nu, eu, nu vreau să sune răutăcind de-al meu. Noi chiar suntem dovada că plătesc, dar overall așa este o chestie culturală. Bă, mai free, mai dăm. It's not ok. Deci chestia nu ajută pe nimeni și doesn't work on the long term. Da, și asta zic, nu e, chiar e, softul este ieftin, mai ales ce facem noi. După care... am început să dezvoltăm soluția de gestiune, după care am investit și am făcut softul de conta, care s-a dovedit a fi o misiune mai grea decât anticipam inițial, nu am să ascund asta. Din fericire, de anul ăsta am cam ieșit cu el la lumină și face cam tot ce trebuie, smart bill conta și în plus are niște mici SF-uri deja și în curând va avea tot mai multe. Adică devine, avem firme de conta care au intrat în ecosistem și sunt super happy. Deci chiar fără nicio, am și început să facem video testimoniale cu oameni care spun, băi, do this. Pentru doamna aceea celebră care rulează pe Instagram și pe Facebook cu reclama voastră. Da, sunt niște reclame care nu scapă lumea. It will get you. Bun, avem buget de marketing suficient de mare că nu scapă. Hai să povestim puțin despre partea asta de magazin online, pentru că business-urile noastre în zona asta se desfășoară. Conceptul nostru a fost și este și va rămâne ca datele introduse undeva la un endpoint de către o ființă umană, niște date, le bagă el acolo într-un computer, să ajungă până la balanța contabilă a tuturor companiilor prin care trece, până la nivel de balanță contabilă, un fel de foaia aia din dulap unde moare totul, știi? Deci aia e de ultimate, să zic, destinația finală, cimitirul informației. Bă, prelucrează tot felul de oameni, prelucrează contabili în softul de cont, așa, la un moment dat dă cineva print la balanța aia, o pune într-un dosar și dosarul ăla face...
acolo, stă ca într-o morgă, în dulap, like forever. Deci asta e o chestie legislativă, nu se va schimba prea curând, contabilitatea rămâne pe hârtie a la long, o să ține în dulapuri și aia... Cu condiția că partea de facturare poate fi digital. It's complicated. Noi ne așteptăm asta, pentru noi ar fi o chestie extraordinară. Eu e că vorbești despre asta, hai să termin cu conceptul ăsta. Deci, practic, tu ai, să zicem, un client. Un client intră în magazinul tău online și plasează o comandă și el bagă niște date și acolo este un preț. Și, deci niște socoteli și niște date. Dar toate lucrurile alea trebuie să ajungă în contabilitatea ta, fără ca tu să mai bazi sau cineva de la tine sau o firmă de cont. Să reproceseze datele alea. Încă o dată să le ia datele de pe extras, datele de pe borderou, de la curier, datele clientului. Nu mai trebuie să bagi încă o dată cineva datele de mână, să iei. Deci era, noi când am început în 2015, efectiv contabili luau foi și de pe foi mai băgau o dată. Deci tu le aveai electronic, le tipăreai cu sutele și oamenii aia luau și le luau foaia cu foaie și băgă ca la pian, să iau, să bagi în softul de cont, încă o dată, că se mai printeze încă o dată pe foile alea. Deci e absolut madness. Încă se întâmplă chestia asta la scară largă în România. A început să se schimbe, este adopția asta cu import de borderouri, import de extrase bancare, mai ales în e-commerce unde sunt foarte multe facturi și nu e mult, adică devine presiunea pusă pe toți, e prea mare și atunci forțează la adopția tehnologiei. Ăsta era, să zic, un fir. De la tu ai magazin online, clientul tău bagă în magazinul tău online, după aia merge la firma ta de cont. E linia asta a firmei tale, ok. Dar tu ai niște parteneri care sunt furnizorii tăi sau ai niște parteneri care sunt clienții tăi, că poate sunt firme care cumpără și ei la rândul lor au și stocuri și gestiuni și facturi și contabili și furnizorii și clienții care sunt firme. Persoanele fizice nu le interesează nimic. Și atunci am avut ideea asta încă din 2015 și urmează să o lansăm anul ăsta și pentru mine it thrills me to the maximum treaba asta. Noi am porecit o Smart Bill Network, nu știu cum o să lansăm și ce nume o să-i dăm. Ideea este veche, nu e nici asta, nu e ceva, cum zic, e low hanging fruit, adică ideea în sine e destul de banală dacă stai să aprofundezi un pic subiectul. Dar am făcut un studiu, cum avem un prieten în Elveția care este doctor în matematică și am făcut un studiu cu el și trebuia să ajungem la un soi de masă critică, sau așa am considerat-o noi, știi, ca să aibă sens acest network. Pentru că dacă ai prea puțini parteneri în network-ul ăsta... nu mai așa sexy. Dar cu cât mai mulți parteneri ai care sunt clienți sau furnizori, cu atât are mai mult sens. Și acum considerăm că am ajuns la masa aia critică și de aia ne-am apucat să-l dezvoltăm și lansăm. Și ce va face va fi următorul lucru. Tu să ce mai în magazin online și ai un furnizor. Comanzi de la furnizorul la 300 de SKU, cum să zicem, unități, whatever, produse diferite. El îți face o factură către tine. Dacă voi amândoi folosiți Smart Bill și sunteți în această rețea, by default, în fine, o să fie un soi de toată lumea înăuntru și cine nu vrea poate să iasă, el îți face ție factură, tu deschizi Smart Bill și Smart Bill te întreabă direct, vrei să-ți emit NIR pentru ălea? Zice așa, ai cumpărat de la firma, ai factura asta de la ei, vrei să generează automat NIR cu toate produsele astea și tu dai ok, îl validezi și gata, ți se încarcă stocul cu toate aia, ți se emite automat documentul, zero muncă manuală, doar dai niște ok. Bine, probabil că singura muncă este să setezi tu prețul de vânzare și informații care țin strict de tine. Aia da, deci și partea ta care nu este de pe factură, dar toate amarul ăla de produse, sute de produse, e... Copy-paste-ul ăla manual. E adio, deci nici importul, nici mai vorbim de importuri de PDF-uri, Excel, nimic, este nativ, adică din aceeași bază de date, in the end, știi? Adică amândoi sunt pe server, Smart Bill server, că avem sharding și nebunie ce acolo. Da, și asta practic, după aia tu vinzi unui client care el este firmă, să zicem, la fel, îl întreabă pe el, vrei să ai cumpărat de la tine magazinul Dulu. Vrei să-ți fac asta? Da, și îi face lui, la rândul lui, documentele. Și evident, toată treaba asta merge și până în contabilitățile fiecăruia dintre părți și fiecăreia dintre părți și e din nou cu zero muncă manuală. Am făcut și în cont acum niște noi actualizări și o să facem un push mai mare pe softul de conta. Nu o să fie puțin dificil să puteți integra parteneri în aceeași ecosistem care în momentul de față consideră că pentru ei nu este oportun Smart Bill? Va fi, știi cum, toate, vorbesc bătrânește, but it's real, toate la vremea lor.
Deci o să fie ERP-uri, sunt în fine așa avut niște discuții așa vași de principiu cu, okay, cu corporații care o să fie interesate să-și lege ERP-urile la noi. Adică poate fi dificil pentru cei care, nu știu, poate mai folosesc Saga și Saga este și softul lor de contabilitate, este și... Acum știi cum e, la noi este o piață liberă și nu fiecare face ce vrea până la urmă, adică it is what it is, știi, nu te obligă nimeni. Noi facem un ecosistem și, să zic așa, the magic of it este că e, va fi interconectat, aceasta e magia cloud-ului online. Imaginează-ți cum ar fi Facebook dacă n-ar fi internet. Aveam la un moment dat o prezentare pe care țineam printre contabili cu evoluția softurilor și a internetului, că la început softurile nici măcar nu se conecta la internet, nu exista conceptul de soft conectat la internet. Știi? Și acum dacă te întoarci în urmă, nici nu mai poți imagina să un soft care nu se conectează la net și îți imaginezi că toată lumea stă pe Facebook, pe Insta și pe toate astea, cum ar fi ca astea să fie fără internet? Știi? Adică e un non-fit. Hai să facem o paranteză aici. Câți utilizatori mai sunt pe varianta voastră software de Smart Bill? Software instalat pe on-premise. Da. Nu știu exact acolo, pentru că fiind desktop nu avem acces, adică nu vedem login, nu știu din astea. Da, măcar pe bază de licențe. Că acolo între 10 și 20 de mii undeva, probabil că undeva pe la 15.000 mai sunt pe versiunea acolo. Teama de migrare către variantă cloud unde apare? Nici măcar n-a fost teama, a fost, to be honest, băi, noi l-am plătit pe ăsta, e pe viață și e mișto și ni se pare ok. Și orice mutare însemna a plătit ceva în plus față de un lucru care era literally gratis pentru el. Uh-huh. Plus obișnuință, plus aia, plus hai că stăm, e ok. Dar l-ați zis, mă, că la început când am lansat cloud ne așteptam să fie mulți care se migreze. Au migrat vreo 1500 în primul an și am zis, oh, după care în timp, adică ne imaginam așa, lansăm cloud, ei interesați să se mute în cloud imediat și UPA. S-au mutat mai puțin decât imaginam noi în 2014. Dar a fost un flux continuu de atunci și în ziua de azi se întâmplă, sunt câțiva pe zi, în fiecare zi, adică nu mai e, știi, nu era, cum să zic, un boom și se termină, nu, a fost așa o chestie mai înceată și continuă peste 5 ani de zile a tot continuat să fie. Dar asta zic, după ce s-a lansat și partea asta de network, care va aduce un added value imens pentru multe companii. Adică o să fie unii care o să-ți spună și sunt. Deja acum avem, de exemplu, clienți care merg la contabil și spun vreau o firmă de conta să folosească Smart Bill Conta. Dacă ei nu vor, da, ok, mersi, eu mă duc la asta. Adică magazinele online, sau în fine, companiile mai măricele, îndeosebi magazinele care încep să prindă, au un volum de muncă și de documente și de date și vor know-how legat de contabilitate suficient de mare cât să nu mai fie ei intimidați de un contabil care vrea să rămână pe soluția lui. Pentru că fiecare entitate, și așa e legea naturii în universul ăsta, fiecare entitate trage să fie cum vrea el. Și dacă omul e obișnuit de 10 ani cu ceva, cu o rutină, cu un soft, cu niște proceduri, vrea să fie așa. Știi? Și unii încearcă să fie de genul ia softul meu, ca așa zic, dar alții sunt în schimb deschiși la nou și vor să învețe și până la urmă, la cât de mult se schimbă lucrurile și la cât evoluează tehnologia, nu poți să rămâi, adică nu poți să ari pământul cum ara bunicul meu cu cai și ăla veneau cu tractoare și după aia ne mirăm că a dispărut țăranul român. Știi? Păi țăranul român a fost cea mai ineficientă entitate din istoria omenirii. Știi? Vă gândiți la o soluție în care cei care vor să treacă pe Smart Bill Conta din prisma clientului necesar pentru contabil să faceți un director în care poate într-un fel sau altul să-și aleagă un contabil? Da, o să vrem să facem și asta. Am ideea, evident și asta e o idee destul de obvious. Vrem să nu steer the pot, să nu supărăm spirite, nu încercăm să fim foarte fair cu toată lumea, dar probabil că o să facem și asta, știi? Adică de genul să întrebe un contabil, de ce nu mă pui pe mine primul, că în județul ăla eu am fost primul, sau de ce nu mă pui aia, de ce o să iasă niște discuții din alea? Care... Important este că dacă un antreprenor la început de drum își dorește practic o colaborare cu un contabil, pentru că mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, tot va avea nevoie de unul, dacă este SRL cu siguranță, da? Să poate să-și aleagă un partener contabil, da, da, deci, clar, care este deja tehnologizat, să zicem așa.
Probabil o să facem asta. Momentan nu am vrut să, cum am zis, să steal the pot. Dar probabil o să facem, că sunt tot mai mulți și tot mai des apare întrebarea. Vreau contabil cu smart bill conta. Și evident că la cei mai mulți le dăm. Acum mi-a scris unul din nu știu ce orășel, pe care nu știam în ce județ este. Și am zis, bă, na, sorry, n-am încă, dar we'll try to find one. Și se va așeza. Noi am încercat să nu fim foarte, adică să fim neutri în universul ăsta. Noi nu suntem pro unii sau pro alții. Ne trezim mediatori în diverse situații. Spun în 13 ani și cu câția clienți am văzut situații. Deci astăzi, gândește că azi la 8 și câteva minute, încă eram așa, băi, mag, sună telefonul și de obicei nu răspund la oaia la nume. Am vreo urgență și era de la poliția română, că nu știu ce... client, dar nu, s-a făcut și mânărel, știi, nu? Și mă întâlnam, deci, what do you want from me, știi? Sau sunt care sunt doi asociați, parteneri, și se ceartă la cuțite. Și fiecare ne trimite nou mail și spun, eu sunt administrator la SC, vă cer să ștergeți userul ăla. Și eu cer să te șterg pe tine și tu îmi ceri lui Smart Bill să mă șterg pe mine. Știi? Și ce drept legal are Smart Bill să facă aceste modificări? Noi stăm și zicem, prieteni, nu facem nimic, lămuriți-o între voi. Și eu, sunt o grămadă de complicățeni în care ne trezim fără să vrem. De asta zic. Deci pare simplu. Și apropo, încă un sfat, nu știu, pentru magazin online. Lucrurile când ești mic se întâmplă într-un anumit fel. Și după aia apare așa numita expresie durerile creșterii. Și când începi să crești un pic, începi să te lovești de tot felul de chestii. De la mărit echipa, la problemele din astea, trebuie să fii mult mai poker face, ție chestii în freză. Cum am făcut acum, de exemplu, evenimentul ăsta What's Next de mâine. Unde să avem un pic despre el pentru cei care poate nu știu despre el. Avem 7 titani, cum i-am poreclit noi la marketing și, în fine, evident că unii au început cu ironii. Dintre 7 dintre cei mai, să zic, emblematici oameni de business din România, mâine pe ultima zi, de fapt, înainte de a se închide carantina. Și ia la pe oamenii ăștia, bă, hai să povestim un pic, să ne dăm cu toții cu părerea ce credem că va fi, ce niște idei ce am putea să facem. Și i-am ales strict după logica noastră, că nu mai știam pe unii sau așa. Și avem și un invitat surpriză. Până să dezvăluim noi cine este invitat surpriză, s-au supărat mai mulți oameni că sunt 7 și sunt doar bărbați și că nu e nicio femeie. Ma, noi n-am avut niciun soi de intenții, Doamne ferește. Adică la noi avem unul dintre fondatorii, Ioana, și avem cam 2/3 din echipă făcută din, compusă din femei sau fete. Deci în niciun caz n-avem gânduri de astea. Dar uite, vezi că ne-am luat un heat wave, să zic. Am anunțat după aia imediat și invitatul surpriză, care este Anca Dragu, care a fost ministru de finanțe în guvernul Cioloș și este acum deputy CEO la E.ON. A fost și la FMI și în Comisia Europeană, chiar un om foarte mișto. Mai este Marius Ghena de la noi din board, să zic, colegul nostru. Este de la Bitnet, logofătul, care iarăși au făcut un business de la zero și el este pe bursă, chiar mi se pare un exemplu foarte mișto și ei chiar urmează să fie într-o lună sau ceva, se mută pe BVB de pe Aero, care e la un fel de, pentru copii, intră pe bursa principală, deci chiar e o poveste foarte mișto. Și mai este domnul Stanciu de la EMAG, Dragoș Anastasiu și Dragoș Petrescu de la City Grill. Da, și mâine de la ora 16 este evenimentul ăsta, avem vreo 5.000 de înscriși până acum. Să vedem cum. Sper să nu crape Zoom-ul, oricum o să-l facem parțial pe Facebook Live, că n-avem curajul să băgăm atâția oameni în Zoom. Da, ce să zic, cheers to that. Noi chiar ne agităm cu asta, cu antreprenoriat. În fine, să revenim un pic la e-commerce. Deci, practic, noi ne-a luptat de vreo 3 ani cu softul de conta. Am cam ajuns la liman cu el pentru că noi am vrut să facem softul de conta sub nicio formă, adică nu ascund asta. Noroc că l-am convins pe colegul nostru, Alex Leca, care este și contabil de formare, dar are și o înclinație foarte bună, foarte sănătoasă despre dezvoltarea de aplicații, adică să poți să envision, să dezvolți o aplicație, trebuie să ai viziunea aia, să vezi ferestre, flow-uri, cum merge, cum ai, e o chestie care poate părea simplu, este ceva super, super complicat să faci ceva cu usability, mai ales când vorbim de un ERP din ăla unde stau 5 trainer cu tine, cu forță și te învață butoane complicate. Trebuie să fie o chestie relativ self-service, așa e Smart Bill.
Da, și ne-am luptat cu asta și acum o să urmeze partea de network, cum am zis, și după care să mai facem flu de features la gestiune și la facturare și inclusiv pe e-commerce, care a rămas un pic în urmă pe anumite aspecte. Aici țin să mai fac o paranteză, pentru că am văzut că se lovește lumea de problema asta și it is what it is, ne place sau nu. România este o piață mică pentru software. Nu au reușit foarte multe companii să se dezvolte, nu sunt foarte multe nișe, nu sunt software de nișă. Și există zona asta de mijloc între smart bill și ERP-uri care nu există. Și sunt companii care încep să aibă nevoie de cert o felul de rapoarte în plus sau lucruri și am văzut că există, chiar există, bă, mă doare aia. Deci mi-a scris prietenul meu de la Zonia, cu care chiar cu Armand sunt prieteni, el stă în Mangalia, mi se pare foarte tare, a fost un magazin așa mișto din Mangalia. Chiar zilele trecute mi-a spus, bă, aș mai vrea aia și aia, ne chinuim un pic cu niște lucruri, avem volum mare de documente. Noi o să tragem să le acoperim și să facem cam 80% din ce face un ERP. Realitatea că în zona aia de 200-300 de euro pe lună, să zicem așa, ca să luăm prețul, ca guidelines între mic și mare, nu prea există software în România, pentru că numărul, ori sunt ERP-uri alea super bong și dai căruța de bani și stai cu trainer și implementări și te dore capul, ori ai software să zic la nivel smart bill, care e un top, și zona aia de mijloc nu prea există nici software, nici foarte mulți clienți și sunt magazinele online care nu sunt nici foarte mari. Cât să ai bun ERP de la de 10.000 de euro și cu 1.000 de euro pe lună și cu oameni dedicați și așa, și că nebunești, doare capul. Nici nu mai sunt suficient de mici, încep să aibă nevoi mai avansate de user, de rapoarte, de... Și țin să punctez asta, noi vrem o urmărim să o acoperim, și dar nu va fi neapărat într-o lună sau în trei luni. Ok, în viitorul apropiat. Da, deci gap-ul ăsta eu îl înțeleg și încerc să comunic, mai întreabă oameni, băi, recomandă-mi un ERP și spun, sorry, nu am cum să te ajut cu adevărat, mai sunt care declarativ fac aia și aia până încep să le implementez. Deci am prieteni care au încercat să zic, mi-au zis, băi, iubesc smart bill, încerc aia, și după 6 luni, din care au băgat, nu știu, vreo 15.000 de euro, au zis, nu pot, ok, vă stau cu voi și asta este. Știi, de asta zic. De exemplu, avea un warehouse și voia să știe, să-i spună softul și unde, pe ce raft stă ceva produs. Care e deja în zona de warehouse management și iese din sfera de gestiune, în domeniul ERP-urilor. Noi nu facem încă lucrul ăsta și pot să-l înțeleg pe omul. Le-am spus, bă, cu inima deschisă, dacă ești acolo, el a redit-ai depozitul deja. Deci la nivelul ăsta a ajuns. Și știu că voi ați dezvoltat diverse module pe care le aveți disponibile. Mă gândesc că pe baza cererilor pe care le aveți și voi din piață, o parte din funcțiile pe care le-ați dezvoltat au venit și din partea oamenilor. Da, noi ce am făcut, cele mai multe lucruri pe care le-am făcut a fost ascultând piața și ascultând cu adevărat, fără nicio modestie. În același timp, pot să spun din nou să mă laud, să zic așa, unde lucrurile care le-am făcut cel mai bine în anii ăștia a fost să spunem de mai multe ori nu decât da. E foarte ușor să fugi după fenta, sau cum se zice. Sleeping memory chain este iluzia că îți cer trei asta și pare că it makes sense și te ia de pe traiectorie. În domeniul ăsta de software e foarte important și critic chiar să ai un drum și să te ții de el. Bineînțeles că există șansa ca la capătul drumului să fie o înfundătură și să zici, guys, de 3 ani am băgat banii în asta, it's fucked up. Există întotdeauna varianta asta. Dar există și pericolul ăla că mergi pe drumul tău și se strigă unul, te strigă altul, eu ia niște bani de aici, fă-mi asta, ia niște bani de aici, fă-mi asta, și te tot abați și de fapt progresul tău pe drumul ăla pe care ți-l doreai este zero. Și am văzut la firme de software făcând treaba asta și am mai zis pe la prezentări, este să te abați în tufa de mure. Practic foamea de moment, dorința de a prinde clienți, te faci să te abați de la drumul tău și te trezești că faci tot felul de custom stuff și îți pierzi the big vision. Da, noi asta facem pe e-commerce. Am făcut diverse module. Există plugin-urile, cele 4 plugin-uri pentru Presta, OpenCart, WooCommerce și Magento. De menționat, noi ne știm de câțiva ani și povestim, de menționat faptul că acestea au suferit și niște update-uri.
Da, le update-am în continuu, dar cu o viteză care nu e cea mai... Deci am să spun și am spus-o și am pus și apare efectiv în pagina aia și scrie. Noi facem smart bill, noi știm smart bill, noi vindem smart bill și noi asta vrem să facem. Nu vrem să știm presta, nu vrem să știm... Deci sunt erori, apar clienți cu probleme la suport și de fapt serverul lui are o configurare care nu-i permite nu știu ce acces. Noi nu vrem. Pe care putem să le specificăm, poate în anumite cazuri de SaaS. Da? Deci acum e altă poveste, acum vorbim strict de plugin-uri. Pe asta vreau să spun. Pentru cei care probabil mai întâmpină probleme diverse și nu-și doresc o bătaie de cap, printre cei care încă nu au un magazin online, dar urmează să-și creeze, dacă vor să fie worry total less, ca să zic așa, în zona asta de programare și dezvoltare și funcționalitatea magazinului online, pentru ei SaaS, adică Software as a Service, variantă de magazin închiriat, deci practic nu este al lor, îl închiriază, poate reprezenta varianta optimă în ceea ce privește stresul ăsta, auleo, mi-a picat serverul, nu merge, ce se întâmplă? Ai o soluție pe care o am la dispoziție din partea unui partener și o folosești pe ea. Te rog. Mâine, dacă mi-aș face magazin online, nu aș sta pe rândul și mi-aș lua un SaaS din ăsta. Are aparent că ție OpenCard sau Magento și că e gratisul ăla este absolut o iluzie. Deci este absolut o iluzie. Costul de a exista cu un Magento este suficient de mare că să trebuie să ți-l permiți. Mai bine încep cu Gomag, Bluegento, Canton Speed. Mai este și Romania. Sau, diferite, bine, nu-i treaba mea să știu ce să le compar. Ideea este că sunt românești astea. Și au avantajul printre altele că poți să te duci la ăla și să-i bat la ușă și spui, prietene, deschide, sunt aici. Dacă plus că ei activează pe piață a lor, românească. Nu... Da, de găsești online, poți să-i vezi la evenimente, mai ales Cosmin de la Gomag, omul ăla este hiperprezent, adică poți să-i bați ori bravo. Că vis-a-vis de Cosmin și despre Gomag și în general despre multe soluții, sunt soluții dezvoltate pe piața din România, din piața de România. Nu există străinătate pe care le adaptăm practic la piața din România. A, exact. Și sunt și integrate, de exemplu, cu Smart Bill și chiar chestia asta ajută foarte tare. Deci dacă vă nu aveți magazine încă, do it, începeți pe un SaaS, fără îndoială și costul e mai mic, bătaia de cap e mai mică și sunt integrări gata făcute. Noi avem plugin-uri făcute pentru astea patru mari, așa. Sunt oameni care vin și bad la ușă ca aia, ca aia, bă, oameni, noi, nu, noi am chiar un efort și un cost și toate cele să facem plugin-urile astea, le dăm gratis, nu le vindem, nu le vrem, nu le dorim, le-am externalizat development-ul, o să ne gândim și partea de suport, de exemplu, ai o eroare cu el, să o rezolvăm, noi punem pânzele albe. Eu este chestie care se dovedește ca fi de la serverul tău, îi plătești programare, nu știu câte două ore, firme care face plugin, că nu ne interesează să luăm bani din asta. Asta e întrebarea acum, în cazul în care magazinul online, să zicem, a fost livrat de către firma care s-a ocupat de el și întâmpină anumite probleme, în varianta voastră actuală voi faceți o minimă verificare în ceea ce privește serviciul, dar partea de programare în continuare nu aveți un partener practic către care îl trimiteți în momentul în care există o problemă cu software-ul. Dacă e cu magazinul lui, niciun caz. Dacă vorbim de plugin-uri, că plugin-ul e practic o bucăție care devine intimă în magazinul lui. Da. Și e dezvoltată fine de noi, ea noastră, dar e tehnic, nu-i scris cod de noi. Okay. E o chestie care nu știi, băi, plugin-ul vostru, e magazinul meu, de fapt nu știu versiune de presta are sau aia, sau nu știu ce setări de server, deci sunt o felul de mai ales că mulți la început și fac să fie low cost și au un shared hosting și mai sunt 300 și ăștia care au shared hosting și ți le cu 3 euro pe lună, îți dai seama că pun o grămadă de limitări ca să nu le poți buși lor pe acolo lucruri. Și se trezesc că nu merge aia și vai de mine nu merge plugin-ul, de fapt nici nu. Deci pentru noi chestia asta cu plugin-ul este un overburden, mereu recomand, dați câteva ore de programare în plus, să facă integrare prin API și practic prin aia îți legi magazinul tău de Smart Bill și dispare middleman-ul ăsta, plugin-ul ăsta care mereu depinde de versiunea ta, de server, de toate cele. Îți configurezi magazinul și ne avem chiar câteva mii, în ordinul mii mai puține, 19.000 de magazine legate prin API și ălea merg și cel mai bine. Într-adevăr, nu sunt chiar la început de drum, dar sunt și care sunt la început și vreau să-și facă din start beton. Avem client care are 10 magazine și sunt toate legate în Smart Bill și toate scad stocul din această gestiune. Da, ca să zic pe scurt și asta, deci practic poți să legi magazinul de Smart Bill și să rezolvi partea de facturare și se întâmplă automat. Poți să legi și să ai și partea de gestiune și recomand maxim să ai gestiunea Smart Bill. Aici sunt, când vorbim de gestiune, există 3, să zic, niveluri în care ai putea tu ca antreprenor să ai gestiune.
este să ai un magazin online, ceea ce mi se pare greșit. Magazinul online este o unealtă care face vânzare. Deci ăla există ca să vândă. Ok, stocuri să vadă clienți, dar pentru tine, pentru partea de... E fața, practic, cu clientul tău final. Da, deci aia face magazinul. Nu faceți din magazinul online ERP, nu faceți din magazinul online soft de gestiune. Nu-i scopul lui, nu-i bun la asta. Deci în Smartbill sunt în versiunea de gestiune o grămadă de rapoarte pentru care unii antreprenori nu se gândesc și când le descoperă, efectiv, sunt our aha moment, știi? Nu glumesc, deci chiar sunt la gestiune plus rapoarte la care mulți au, nici nu m-am gândit la asta. Tu deci antreprenor știi niște lucruri, ți-ai făcut un business, un magazin și sunt lucruri la care nu te-ai gândit efectiv. Cum e un raport îmi vine acum în minte și care este foarte important, este viteza de rotație a stocului și raportul ăla îți spune câți bani îți aduce ție, de exemplu, un produs. Că tu poate, de exemplu, ai o marjă mică pe un produs și ai mult mai mare pe altul și se pare mai cool, ție ăla ești atașat de el. Tu ai, nu știu, sute de produse, sau unii au mii, zeci de mii de produse. Și este unul care are o marjă mică, dar se vinde mult ăla și la sfârșitul zilei ăla îți aduce ție mai mulți bani în bancă decât un produs mai cool, cu o marjă mai mare sau whatever. Deci lucrurile, este genul de raport care îți face business-ul, îți aduce ție și spune, băi, prietene, uite, ăștia sunt produsele tale superstar, ăstea se vând repede. Știi, de aia există conceptul ăsta. Sunt, bine, în gestiune, nu e o chestie inventată de nou. Vorbim de câteva tool-uri utile pe care le pot avea magazinele online odată cu integrarea cu Smartbill și dacă totodată cei care, dacă vorbim despre gestiune, cei care n-au început cu gestiune pot migra ușor către gestiune. Da, e practic, ne scrie un e-mail, este și în aplicație acolo și va abonați la gestiune, îl pot testa 30 de zile gratuit, la noi orice lucru este cu testat gratuit, nu vrem bani în avans, că nu vrem să știm, bă, îți convine, te ajută, ok, you want it, you keep it, dacă nu, la revedere, poți să faci foarte ușor upgrade de la factorul la gestiune. N-am terminat de spus partea asta, nu există și varianta în care țin contabili în software-ul lor de contabilitate gestiunea, okay. Lucrul este total nefericit business și este și ușor în zona ilegală, pentru că NIR-ul ar trebui făcut când recepționezi marfa, de aia și spune notă de constatare, de recepție și constatare de diferențe. Se practică lucrul ăsta, nu îl recomand, poți să-i dai contabilului întotdeauna un user din Smartbill gestiune să se uite el să-și ia lucruri de acolo și poate să-și bage în softul de conta, presupunând că nu are Smartbill conta, poate să-și bage anumite date, nu trebuie să le facă NIR-urile. Deci sunt contabili care au mindset-ul ăsta care iarăși este greșit și defectuos, în care el zice, dacă tu ai softul Smartbill gestiune și eu am alt soft de conta, trebuie să bag încă o dată lucrurile în contabilitate. Este absolut, absolut eronat și greșit și nu ascultați treaba asta. Deci sunt contabili. Știut, există posibilitatea ca fiecare utilizator de Smartbill, da, să permită accesul pe bază de user cu diverse variante de drepturi în soluția voastră de la Smartbill. Da, absolut. Poți să setezi o grămadă de drepturi. De exemplu, dacă pleacă de la birou un angajat, nu mai poate să acceseze. Deci el poate avea acces doar de pe IP-ul ăla. Sau poate avea acces doar de pe mobil. Sau poate avea acces doar read-only. Adică el poate să dea, contabilul recomandăm să se dea așa. Dă-i acces read-only, are acces la absolut orice vrei tu, dar nu poate modifica nimic. Asta vrei și tu și el. Că nu mai ai niciuna din părți să nu spună, bă, dar stai că ai modificat un IR-ul ăla, factura. Nu, prietene, el are read-only și el are acces la drepturile tale. Corect. Da, sau, de exemplu, vrei unui angajat să dai doar pe o anumită serie. Îi dai acces doar pe seria lui și el își face aia, nu vede ce fac ceilalți colegi. Sau îi dai drept să emită, nu îi dai drept să editeze, pentru că unii antreprenori au teama asta. Păi emite factura, așa, și după aia vine și o modifică. Nu poți să faci și asta, nu poate să vadă facturi. Să poate să facă doar facturi și nu vede nieruri. E foarte granulară partea asta de drepturi, pentru că atunci când am gândit-o, deja aveam literalmente sute de idei de la antreprenori și am încercat să facem un mix ca să împartă toate caprele, pentru că sunt oameni care sunt ipohondri, alții sunt de genul, nu mă interesează oricum toată lumea. Tot ce vine acum în minte și care este foarte... Da, trebuie să împaci în business, trebuie să încerci să împaci cât mai mulți oameni. Deci asta e una... Eu recomand, dacă aveți magazin online, recomand maxim să țineți gestiunea și tool-ul pe care să țineți Smartbill și fără nicio reclamă sau laudă, chiar ar trebui să faceți asta, cum ai să avem clienți care au 10 magazine online conectate la aceeași gestiune sau sunt care vând și offline sau te sună unul la telefon, nu vrei să-l silești pe ăla, să bă, treacă prin magazin online sau să-i faci neapărat tu comanda în locul lui în magazin online. Nu, este bine tool-ul de gestiune să fie un tool de gestiune și gestiunea nu este o scârboșenie impusă de stat, este o chestiune care te poate ajuta foarte tare în business. Și chiar un business care începe să crească trebuie să fie foarte cu cap în gestiunea aia. Mi-amintesc că am fost o dată ucenic la niște clienți, literalmente m-am rugat, i-am
i-am rugat să mă las să fiu cinicul lor o zi. Și aveam un magazin de cartier la stradă, la stradă, în Pantelimon. Și efectiv, veneau marfă, cumpărau ei de la un hipermarket, veneau firme de distribuție, bloa, apă minerală, sucuri, țigări, deci absolut nebunie pe acolo. Și am înțeles și eu viața aia de la firul ierbii, pentru că asta era ideea. Noi, stând online și scriem cod și ascultăm și vorbim la telefon, nu simți că atunci când îl vezi pe ăla, bă, efectiv, cum descarcă și îl întreb, auzi, dar tu nu faci nici acum. Și l-am întrebat, băi, deci nu este mașina cu marfă aici, stau berile, unde se fac acum Niro? Și a venit niște idei atunci, știi? De asta zic, dar anumite documente și anumite lucruri e musai să le... Oamenii, cât erau ei, să zic așa, de dezordonați, siliți de natura lucrurilor, aveau gestiunea foarte în ordine. Adică știau foarte bine tot timpul ce este, unde este, fără să se apuce să caute pe acolo, să numere sticle. Pentru că e genul de business de rulaj. Ei n-aveau profit foarte mare și le vindeau ca niște ceasuri pe care le vinzi când și când și ai vândut un ceas și sărbătoare. Băi, aveau un rulaj foarte mare și banii, 90% din banii nu erau ai lor, știi? Pentru că te gândeai marjă mică. Și tu își plătii tot timpul, cea mai mare parte din bani nu sunt ai tăi și nu-ți permit să fuck up, știi? Mhm. Și mi s-a părut fascinant cum, pe de o parte, erau atât de rudimentari și, pe de alta, erau atât de bine puși la punct cu lucrurile. Bun. Hai să vorbim despre de beneficiile pe care le-a acest Marble Magazine Online și din câteva tool-uri pe partea aceea de e-commerce. O să găsesc eu o variantă care să dau oamenilor și un link către el. Deci ca să fim așa, voi tot așa vorbim din perspectiva antreprenorilor. Fără nicio laudă, o să-mi vine cu laudă, whatever, honestly speaking, it is what it is, am investit vreo 3 milioane de euro în tool-ul ăsta și urmează să includem mult mai mult, adică nu-i de genul, ia-mă 3 milioane, dă-ne tool-ul ăla, ok, oameni buni, ăsta este, luați-l. Noi suntem în continuare 65 de oameni care muncim și nu face nimic altceva decât Smartbill, că suntem într-adevăr împărțiți, că e conta, că e facturare, că e gestiune, că am făcut conferința asta, că am făcut vouchere, încercăm să facem de toate, dar overall Smartbill e the one to go. Deci dacă vă e suficient, nu vă uitați la 5 euro sau 10 euro. Mai bine scrieți-ne și facem noi din seria, facem să fie bine. Pentru Smartbill chiar e mai important colaborarea decât niște bani în plus sau în minus. Nu o să vin niciodată pe 3 euro sau chestii de genul abonament cu X lei pe viață, pentru că aia nu ajută pe nimeni. Deci este o iluzie, Moș Crăciun nu există, la ce costuri sunt. Noi ardem peste 200.000 de euro în business-ul ăsta fiecare lună. Și... Nu vrem să facem compromisuri, nu o să umplăm cu cârpeli. În Amazon dăm o căruță de bani, avem sharding-uri, avem layer de securitate peste securitate. Când a intrat Viisman acționariat, ne-a mai dat o grămadă de teme pe zona asta de securitate și GDPR. Adică luăm lucrurile extrem de în serios și o să facem foarte multe, o să facem multe dezvoltări și în plus o să avem ecosistemul ăsta de la A la Z, care chiar e unic în România și it is what it is. Variante care sunt un soi de struțo cămilă, vrând nevrând merge, dar până nu va mai merge. Da, o să-l facem de la A la Z, automatizarea asta, în așa fel încât să nu trebuiască să mai facă lumea muncă manuală. Dacă aveți un e-commerce sau alt gen de firmă, o recomand la modul cel mai serios folosiți Smartbill. În niște ani de aici încolo o să facem inclusiv componente de inteligență artificială care o să dea tot felul de alerte sau lucruri, să-ți spună, o să devină pe termen nu lung, ci mediu lung, Smartbill o să devină asemenea în computerul din Star Trek și chiar nu exagerez, ideile le-am avut încă de acum câțiva ani, cu sau nu, fără noi aici, Smartbill va ajunge la asta, în momentul în care vei interacționa cu el sau care va de la sine îți va comunica lucruri, ți-a antreprenorul te de mânuță și spune fă diverse lucruri, pentru că vor fi o grămadă de informații, deja enorm de multe informații Smartbill. Orice altceva, deci, again, dacă ți este suficient, dacă ai nevoie de un ERP sau lucruri de nișă, foarte clar, nu știu că am avut firme care sunt foarte tare bazate pe accize, de exemplu, noi nu am inclus partea asta, nu ne-am nișat, atunci n-am ce să zic, nu o să aburez pe nimeni, bă, luați. Dar dacă Smartbill e suficient și pentru cele mai multe firme este, nu faceți, chiar recomand fără niciun bullshit, dacă e greșesc, mă certați pe aia pe net,
Nu merită compromisul pentru o economie, pentru că eu știu că noi am făcut o grămadă de compromisuri și cârpeli la început când aveam bani și le-am plătit după aia cu vârf și îndesat prin tot felul de neajunsuri. Bun, hai să vorbim despre Smart Bill e-commerce, pentru că acum am intrat și eu și văd că față de începutul lui de acum un an și ceva a suferit destul de multe modificări, inclusiv pe partea de preț. Ca să vorbim și despre lucruri concrete, vorbim despre un preț de 11,9 euro. Deci, să spunem foarte simplu la e-commerce. Noi ținem foarte tare partea asta de e-commerce și magazine online și acum că venim bunia cu criza și așa, am pus practic pricing-ul la e-commerce să fie doar cu 5 euro în plus peste versiunile existente de facturare sau gestiune. Deci la facturare peste cei 6 euro se pun încă 5 și la gestiune pe lângă peste cei 15 se pun încă 5. Bun, hai să vorbim puțin despre ce conține practic pachetul ăsta e-commerce și ce beneficii aduce clientul. Cele mai mari beneficii pe care le are la momentul acesta este integrarea cu eMAG. Atât că este efectiv o integrare nativă făcută de noi cu eMAG. Deci practic eMAG-ul funcționează din punct de vedere al Smart Bill ca și un magazin online. Să zicem pe magazinul tău online, ai eMAG Marketplace, ai un magazin fizic. Toate astea trei, în capul meu ne imaginăm că e Smart Bill, toate astea trei sunt conectate aici. Poți să ai o singură gestiune și în oricare din astea trei entități face vânzarea, se scade gestiunea de acolo. Deci, orică e magazin online sau că e 15 magazin online, orică este eMAG Marketplace, mai curând avem și cu cel.ro și probabil să facem chiar și cu alții integrări. Uh-huh. Orică vinzi în magazin fizic, pentru că mulți au un magazin fizic, se poate scădea aceeași gestiune din Smart Bill. Deci, practic, ai partea asta de integrări în plus, față de restul, și mai ai încă importul borderourilor de la eMAG, care este. Și pe lângă importul de borderouri de la curier și de la... și extrasele bancare care erau deja, în pachetul ăsta mai este în plus partea asta din portul borderul de la eMAG. Practic, o grămadă de încasări în eMAG, ai 300 de clienți și nu vrei să iei linie cu linie să vezi ce ți-a plătit, îl încarci borderul la Smart Bill și știe automat să-ți facă împerechierile. Cu condiția să fie emisă și factura din modulul de Smart Bill prin integrarea cu eMAG? Da. Pentru că aici mai sunt cei care folosesc magazinul lor online și emit practic din magazinul lor online prin diverse module. Da, eu am recomandat, așa cum am spus-o mai devreme, chiar recomand să aveți un mindset conceptual. Aici e gestiunea, ăsta e unealta mea pentru gestiune și o voi folosi pe asta de gestiune și facturare pentru că asta face și pentru asta e gândită și asta știe să facă. Și o folosești ca atare. Tu ai un magazin online, ăla este o entitate care trebuie să vândă și aia trebuie să exceleze în a vinde și fă-o să fie excepțională în a vinde, toate chestiile de usability, de tot ce vrei tu, rozuri, brand-ul tău și toate cele multe care ai, fă-le. Partea asta, chestia să zic, de tocilari, de back-end, de mai puțin plăcute gestiune, contabilități, folosește unelta care să facă asta. Bun, deci am așa, avem partea de eMAG. Pachetul e-commerce, într-un fel sau altul, include și partea de gestiune? Da, absolut. Deci, practic, el este, pachetul ăsta e ori facturare, ori gestiune, plus 5 euro în plus. Ok. Deci, e important de știut, practic, de ce beneficii au în plus utilizatorii față de varianta fie singură facturare, fie varianta în care au deja gestiune. Da, deci practic față de pachetele noastre standard, obișnuite, să zic, de facturare Platinum, care e pachetul de vârf de la facturare gestiune plus, care e pachetul de vârf de la gestiune, plătești 5 euro în plus și e-commerce care îți aduce conexiunile astea cu eMAG în mod deosebit și plus lucruri pe care să le mai adăugăm în viitor. Smart Bill POS este valabilă pentru oricine alege varianta dacă își dorește să aibă interacțiune directă cu publicul. Da, Smart Bill POS este deci eu, să zic, copilul ruda săraca Smart Bill, copilul cel mai mic, este o unealtă care facilitează foarte tare vânzarea, efectiv, dacă ai, să zicem, nu știu, un mic magazin sau ai o insulă în mall. Faci cu scannerul piu-piu-piu, o interfață în aia simplă, apeși niște butoane și îți face vânzarea. Ce mai e foarte cool legat de el este că merge și pe Android. Și merge și pe Android, este inclusiv offline și este instalabil și offline și merge și fără net. Deci asta e important legat. Deci atunci când deci tu dacă ai un client, pică netul, pică curentul, se întâmplă ceva, nu știu, chestii. Îi spui la băi, trimi factura pe mail. Bonul fiscal este Dumnezeu în țara asta, pentru că este fiscal și este singurul fiscal, facturile nu mai sunt fiscale. Ăla tu îl dai atunci clientului. Deci dacă nu-i rupi bonul fiscal pe loc, ai făcut o ilegalitate direct.
Și acolo nu poți să stai, că merge net un pic greu, că stai, că mi s-a nu știu ce. Nu, trebuie să-i scoți bonul. Și atunci ne-am făcut SmartBill POS să meargă și offline. Ție-ți pică netul, el face vânzarea, faci 5 bonuri, îți vine, se reconectează netul și scade automat din cloud, din gestiune ce ai vândut offline. Deci chestia asta chiar e foarte cool, știi? El este și online și în același timp, dacă ți se pică netul, merge și offline. Și în plus merge pe Android, care este printre foarte puținele din țara asta care merg pe Android, pentru că în general astea merg pe softurile de POS în România și în general merg pe Windows. Ai o hardughie din aia de dai 2000 de euro pe hardware și ca așa se vând astea, care are licență de Windows, îl instalezi un program acolo și stai cu dita megoaia. Noi l-am gândit de genul oricine poți să ai pe o tabletă. Prima dată când l-am făcut, l-am gândit și cu tablete de Windows, am fost naiv la faza aia, mărturisesc. Nu există tablete cu Windows decât niște chestiuni care sunt ridicole, oricând care enorm de scump, cum e Surface-ul ăla de la, făcut de Microsoft. În schimb, pe Android, cu o tabletă cu 600 de lei îți faci foarte bine treaba, deci nu trebuie să... Și practic este un hibrid între varianta în care stochează local, iar în momentul în care are conexiunea online, practic trimite date și preia date din gestiunea pe care voi... Da, deci, îți imaginezi așa, că am avut un client foarte clar, am fost la el în Suceava. Eu am 7 magazine de pantofi. Deci omul are un laptop, un telefon, whatever, unde are softul de gestiune în cloud. Ăla-i creierul, el are acolo. Și în fiecare magazin din cele 7 are un SmartBill POS din asta. Și care fiecare... poate fi legat și la anumite gestiuni. Da, exact. Poți să le ieși pe toate 7 la aceeași gestiune, poate fi care cu gestiunea lui, depinde de antreprenor cum vrea el să-și facă. Și POS-ul ăla vinde. El stă la, să zic, la biroul lui central și dă refresh-uri și vede magazinul ăla vinde așa, ăla vinde așa, ăla vinde așa. Deci și are și un dashboard pe partea asta de vânzări. Da, este de asta în softul de gestiune. Asta, da. Și fiecare POS și fiecare magazin de acolo, vânzătorii, n-au acces la toate gestiunile tale, la NIR-uri, la contabilități, la nada. Deci tu vrei practic să pui o chestie într-un magazin, unui agent comercial și ăla se poate vinde piu-piu foarte ușor pantofi sau whatever you want. Ălea să ți scadă din gestiune și fără ca omul să-și bată capul să învețe lucruri complicate, fără să aibă acces la, să zic așa, intimitățile tale de business. Sunt niște unelte de vânzare și le scoate bon fiscal de SmartBill POS. Practic, poți efectiv să ai vânzarea de pe casă de marcat, ce este mai primitiv, evident, și n-ai niciun raport ca lumea, nu ți se centralizează nimic, nu ți se scad stocuri. Știi? Absolut. Bun, câteva momente, să vedem dacă reușesc eu. Da, nu știu dacă să reușesc, dar hai să încercăm să arătăm noi celor care se uită acum la noi cam cum arată și partea asta. O să fie o prezentare a ta. Așa, full screen înapoi. Cam așa arată soluția de POS, pentru cei nu o să te mai vezi momentan. Cam așa arată varianta de POS, deși o puteți utiliza și totodată o să vreau să mă completez, dacă nu mă înșel. Avem posibilitatea foarte ușor să legăm la ea și partea de casă de marcat. Corect? Da, dacă mă aud, da, este corect. Da, asta vreau să spun. Ce mai este menționat aici? Și softul de gestiune, de SmartBill gestiune, la, să zic, mare, creierul, se poate conecta la casa de marcat. Dar acolo e suitable pentru un magazin în care ai oameni care vin rapid sau unde ai agenți comerciali care vrei să nu-și bage nasul. Nu, să nu hai să spun eu cum văd eu cel mai bun scenariu. Ok. Mă gândesc la scenariul în care magazinul online acum, după partea de criză, se gândește că, băi, uite, știi, eu până acum am vândut online, însă oamenii vor începe să fie deja și în... să revină, practic, la, între ghilimele, viața normală, da? Iar în momentul respectiv să aibă posibilitatea asta să aibă o locație fizică sau să gândesc să deschidă o locație fizică, da? De unde să facă partea de emitere rapidă cu o singură bază de date, aceea care este practic în SmartBill. Iar tool-ul ăsta poate să-i ajute. Deci, da, care, aici mai intra mai târziu totodată să afle și eu despre ce discutăm în seara asta, despre crește cu SmartBill la webinarul cu numărul 5. Te rog. Poftim, nu mai știu, a rămas la mine sau... Da, a rămas la tine pentru că am vrut eu să fac totodată o descriere scurtă a evenimentului din seara aceasta și despre ce discutăm noi pe total. Vreau să mă dau la asta cu POS-ul, că noi aici am făcut o campanie pe care n-am mai oprit-o niciodată până la urmă, în care dacă iei SmartBill POS pe 2 ani, noi oferim casă de marcat gratuită. Uh-huh.
Practic ce se întâmplă este că luăm banii de la client pentru Smart Bill POS și îi dăm omului cu casă de marcat. Și prin asta îi ajutăm și pe antreprenori. Am crescut și produsul ăsta. Și o chestie care mi s-a părut foarte cool, pe care am lansat atunci când a fost obligativitatea schimbării caselor de marcat din de a fost toată lumea boluc. Atunci a fost o întreagă nebunie cu asta. Deci încă avem oferta aia. Practic ai și softul și casa în banii casei plus încă un pic. Ok. Bun. Hai să mergem un pic. Dacă mai ai tu lucruri pe care vrei să le expui, dacă nu, o să vreau să mergem un pic pe un Q&A și ușor. Bine, hai să mergem pe Q&A. Am vorbit super mult deja. De ok, deci nu mai ai nimic. Zi-mi dacă mai ai ceva nou care urmează să apară în perioada imediat. Deci asta e nou. Te-am spus cu The Network că o să fie anul ăsta în următoarele luni. În fine, va fi cu testare. E o complicație de security și aici o grămadă de lucruri de care o să ținem cont. Dar treaba asta va fi pentru mulți clienți pretty wow, pentru că va elimina o grămadă de muncă manuală și ce mai o spun încă o dată, pardon, cereți contabililor sau căutați contabili care folosesc Smart Bill Conta. Deja am ajuns în zona în care este, să zic, cârcoteală pentru cineva să nu folosească. Întotdeauna rezistență este și o glumă, memă, sau cum să spun. Singurul om care își dorește schimbarea este un bebeluș cu scutecele ude. Oamenii se opun schimbării, așa este natura umană. Dar mulți, după ce au adoptat softul de cont, au fost foarte fericiți. Chiar avem firme de cont care sunt la genul, wow, nu vine să crediți. Principala problemă este ideea asta de adaptare mai greoaie sau teama de adaptare și de schimbare cât soluția în sine propriu-zisă. Da, absolut. Deci a fost și mai există diverse mici minus, unul face aia, dar face altele în schimb, adică pierzi 3 lei aici și câștigi 7. Schimbarea, teama de schimbare este mare și friction, și contabilii, realist vorbind, nu au timp, pentru că statul tot timpul vine și zice, bam, stați că am mai inventat ceva. O declarație nouă. Declarație, că vă scuze starea de urgență, cu șomajul tehnic, tu declarația unică, cu orice în continuă, deci gândești că au schimbat de 112 în 20 și nu știu cât. Asta e aia cu salariile. Noi astea, colegii mei, asta nopțile ca să facă declarația asta și am fost printre primele softuri de cont care am făcut asta și era 23 dimineața sau așa. Hai să mai vorbim, o facem aici o paranteză, pe partea de conta, pentru cei care știu, mulți contabili țin și partea de personal. Da. Deci, cum stați voi pe partea asta de personal în care... Avem Smart Bill, partea de salarii este inclusă în Smart Bill Conta, deci e destul de cool și e în cloud și o să-i faci niște chestii care să fie super cool, de exemplu să faci cele de concedii direct din online. Eu acum personal încă mai semnez foi de concedii pentru colegii mei pe hârtie. Eu nu găsesc pe birou, fiind găseam până să vină pandemia asta pe birou, că vreau 3 zile de concedii, trebuie să semnez și foaia pleacă prin curie și ajunge la CBU în the end. Lucruri de genul ăsta să le facem online și chiar avem niște chestii foarte mișto și pe zona de salarii pe care le facem. Super. Deci este probabil treaba asta. Bun, în regulă. Deci, practic, cei care, din punctul meu de vedere, și o să rămân la ideea asta o mare parte din timp, cred că mingea este în terenul vostru, pentru că și voi, la rândul vostru, mai mult sau mai puțin, punând în fața clientului opțiuni pe care le are, să zicem, în sectorul 6, în sectorul 1, în sectorul 5, în sectorul 4 și în România, cred că tot de la voi vine schimbarea asta și totodată adopția serviciului de conta către contabil, pentru că dacă la rândul lor ei, contabilii, vor spune ok, am acces la o bază mare de clienți Smart Bill, deci posibil clienții ai mei, iar voi la rândul vostru îi pune și pe ei în față, vor fi ceilalți contabili care spun nu, softul X e foarte bun pentru mine, nu vreau Smart Bill Conta, că nu știe să facă ce vreau eu, deci vor da seama că ușor vor fi practic mai să mergem scos din joc, dacă ăsta e cel mai bun cu... chiar realist vorbind, așa se va întâmpla. Și n-o să mai aibă posibilitatea să facă contabilitatea aia pe care a învățat-o, pentru că nu este adaptat momentului. În fine, nu vreau să fiu eu la negativist, dar cu siguranță pentru anumite ramuri și pentru anumite business-uri, așa va fi. Pentru anumite firme va fi, poți să ții la nesfârșit și pe hârtie. De acord. O altă e problema aia veșnică în care finalul de lună înseamnă hai să mă plim cu actele la contabil. Ceea ce este în primul rând pentru tine foarte mare consumator de timp.
Pentru că tu trebuie să iei, să le aranjezi, să te asiguri de ele, că sunt bine, că sunt ok. Ok, ai un departament care se ocupă de partea asta intern, perfect, viața e perfectă. Dar dacă încă nu ești atât de mare încât să-ți permiți un departament intern de contabilitate sau de gestiune a zonei astea, de tot ce înseamnă intrări, ieșiri și tot așa, de facturi, e dificil. În condițiile în care tu ai putea să te focusezi pe business, la fel cum este și cu platformele SaaS. Tu stai și dezvolți funcții pentru o platformă în condițiile în care ai putea să faci lucruri total mult mai productive. Toate lucrurile astea costă. Costă timp și bani. Iar antreprenorii am văzut că au tendința asta de a nu valorifica timpul suficient de bine. De genul sunt mic, sărac, atunci am timp, bani n-am și realitatea este că trec anii pe lângă tine, deci nu-ți dai seama. Și după aia avei mai nașpa decât niște bani. Și totodată și bani, că și bani se pierd. Da, vezi tu că aici e o problemă foarte mare. Că la final lucrurile tot la bani se rezumă. De ce absolut. Nu fac suficienți bani? Absolut, dar mulți nu fac o relație asta suficient de bine între timpul lor și bani. Mai ales când e la început, e foarte greu să o... Corect, am putea să ne lungim multe ore, dar da, exact, încerc... să fim filozofi pe tema asta. O să încerc să ne limităm la ore și jumătate. Bun, hai să mergem direct la Q&A. În cazul în care ați rămas cu noi, vă mulțumim foarte mult. În cazul în care v-am plictisit, ne pare rău, însă cred eu că au fost destul de multe întrebări, destul de interesante și discuții și teme pe care le-am discutat. Acum o să mergem direct la cei care se uită la noi și atenție, vă recomand, în cazul în care vedeți live-ul acesta, v-a plăcut și aveți întrebări pentru Mircea, pentru mine, pentru Smartbill, de ce nu, vă rog să le adresați în secțiunea de comentarii, dar mare atenție, e nevoie să fiți în grupul e-commerce România 247, pentru că altfel nu puteți posta întrebarea, ci doar să vizualizați live-ul. Deci, un join în grup și putem să avem întrebările voastre. Mergem acum direct la întrebări, pentru că între timp a fost ceva interactivitate pe partea de comentarii. Camelia Doboș ne salută. Bine, ne-a salutat acum o oră când am început noi, dar noi salutăm acum. Am trimis eu deja un link de la barometru pe care pot să-l vadă. Este disponibil pentru cei din grup și pentru cei care se uită la live-ul nostru. Alexandru Emil Telcean ne salută și el și spune că ne salută din Bistrița. Emil și Adrian, Ovidiu Moldovan aici. Ok. În regulă. Mă simt așa o combinație un contabil care are foarte multe, foarte mulți clienți cu Smart Bill Cont. Inițial m-am simțit ca la dedicații și mesaje, știi? Dar se pare că de fapt e ok. Bun, mergem mai departe. Spun și ei că vin și ei până în 2021 cu 105 firme. Probabil se referă la soluția de Smart Bill Conta. Da, e da. Foarte drăguț și e foarte util pentru că mă gândesc că voi fără ca cei care utilizează Smart Bill, că o fac pe partea de facturare, că o fac pe gestiune, că utilizează serviciile astea, ei sunt principalii promotori ai Smart Bill Conta în cadrul firmelor de contabilitate și a contabililor. Bă, mergem mai departe. Ciprian Cazacu ne spune despre Easy Sales, că există și ei și la rândul lor poate să integreze foarte bine. Easy Sales chiar fac o treabă foarte mișto în a lipi lumile astea. Și pentru că unii nu neapărat înțeleg, fără nici să fie nimeni greu să greșească, să fie vreo răutate. Cum am zis, noi suntem Smart Bill și facem Smart Bill. Sunt unii care fac Magento. Lipirea acestor două lumi este... dificilă, dar frumoasă. Poftim? Dificilă, dar frumoasă. Da, dar este un pod, să zic așa, este un pod pe care nimeni nu și-l însușește cu adevărat, adică o graniță, e a voastră, dar nu e a noastră, e și așa, e și așa și o chestie cumva, nu vrem să învățăm presta, nu vrem colegii noștri la suport să învețe presta, deci sunt atâtea chestii în Smart Bill, care poate pare ciudat, dar stai atâtea, mai ales că să înțelegă și legislații și NIR-uri, că eu pe oamenii așa, și încep să le explici de servere și de porturi și de chestii din alea, e pierdut, gata. Da, și iarăși, dacă iei developeri și se pui să facă suport pe asta, iarăși iese balamuc. Deci it doesn't work. Și atunci e o chestie, o slăbiciune a noastră, a tuturor, care nu-i fără să fie cineva de vină. Și a venit Easy Sales și a spus, guys, nu nimic, noi lipim sisteme, lipim lumi, facem poduri, noi we are bridge builders. Și fac chestia asta chiar foarte ok. Bun. Bun, cu Ciprian Cazacu o să avem în perioada următoare tot așa un webinar, probabil că în vreo 2 săptămâni, cred, dacă nu în cel mult 3. Bun,
Atenție, ca să mai fac și un autopromo, toată înregistrarea aceasta o să fie disponibilă și pe canalul de YouTube e-commerce România 247, deci în cazul în care l-ați ratat în seara aceasta și vă uitați acum la înregistrare, vă mulțumim foarte mult, nu uitați să vă abonați la canal. Bun, în regulă, mergem acum direct la întrebări. Tănase Iulian ne spune în felul următor: cu EMAG este jale integrarea, prefer să le fac manual decât să-l integrez. În cel merge super ok, EMAG este zero sau dificil. Faceți integrarea cu EMAG ca pe cel și vă dau $10 în plus, nu 5. Zic aici să mă plâng, am preferat să fac sute de facturi manual decât să integrez cu EMAG-ul. De fapt, aveam integrarea și era mai ok să le fac manual. Foarte incomod era. O să vreau, dacă se poate, să intervin asupra discuției, pentru că a postat acum 15 minute, în cazul în care se mai uită la noi. Sper să se mai uită la noi. Și dacă poate un pic să discutăm pe tema asta, ne-ar fi util, pentru că să discutăm un pic punctual ce problema a întâmplat și poate tu sau ulterior îți lasă un e-mail. Eu o să preiau, să zic așa, pentru că la este genul de situație sau integrare, asta e genul de lucru în care unii vin și spun: guys, this is freaking amazing, și alții spun exact ca el. Și ambele părți au dreptate, so it's true. Da. Aminte că am avut beta testul pe care l-am făcut împreună eu și ceilalți, în care am venit cu opinii și am venit cu soluții, iar colegii tăi de la implementare au venit și le-au realizat și lucrurile au fost foarte bune. Imediat revenim la Iulian. Iulian, te rog să pregătești o situație scurtă pe care ai întâmplat-o, poate avem un răspuns acum, dacă nu, ulterior. Da, promite, oricum un răspuns va fi. Absolut. Mai devreme sau mai târziu apare. Bun, în regulă. Mircea nu rămâne dator. Bun. Iulian întreabă dacă a încercat cineva integrarea cu EMAG și Smart Bill prin Easy Sales. Aici o să discute între ei. Singura pe care am folosit-o este cea de care mi-au spus ei, aceea de a importa EMAG și după facturează. Îmi lua mult timp să fac importul decât să fac factura manual. Ok. În regulă. Și aici fac ei networking între ei. Bun. În regulă. Ok, spune că e o problemă cu integrarea. Ok, îl așteptăm pe Ciprian în continuare pe Iulian în continuare să ne adreseze întrebarea. Totodată, în cazul în care vă mai uitați la noi, vă rog să adresați și voi întrebări în cazul în care sunt vis-a-vis de Smart Bill, probleme pe care le întâmpinați și poate că n-ați ajuns încă la o concluzie cu ele. Îl aveți aici pe Mircea, care este mai mult decât deschis în partea aceasta și poate să și încaseze lucrurile mai puțin plăcute, dar totodată cu siguranță puteți să obțineți din partea lui și alte idei, să zicem, cu privire la Smart Bill. Dacă sunteți la început de drum și încă nu știți despre Smart Bill, cu mare plăcere, în câteva momente vă poate povesti și ce avantaje vă poate aduce și totodată ce înseamnă Smart Bill, dar totodată și smartbill.ro, cred eu că este un loc și mai bun. Dar ce mai e, dacă chiar sunt la început, mai e un lucru de menționat, dacă își fac firmă nouă și este au cont la Banca Transilvania, poți să aibă 12 luni free la Smart Bill, orice pachet, practic. Hai să povestim despre treaba asta. Deci, practic, clienții Transilvania, da, care sunt firmă nouă, nu vii după 6 ani și tu ai 1 milion de euro. Ok, și asta trebuie să o facă practic. Bine, în primul rând trebuie să facă firma. Primesc notificare de la Banca Transilvania în care sunt anunțați că sunt eligibili pentru treaba asta, după care sunt redirectați pe noi. Am fi vrut să facem lucrurile astea automat, noi am tras foarte tare și oamenii de la BT și a venit un departament de legal și a spus: guys, it's not GDPR compliant. La revedere. Da, dar se întâmplă, da, așa, că omul cere, zice colo, hai colo, fă colo, pentru că se putea face literally așa, deci se putea face literalmente dintr-un click. Menționez că încercăm să debrunăm ceva, să lansăm integrarea cu BTU la mod de aplicație, care nici nu are treabă cu PSD2 și e cu mult înainte gândită. Practic s-ar fi o premieră în România în care o bancă se integrează cu un soft de gestiune contabilitate și se întâmplă tot felul de chestii cool, inclusiv că se iau din zona de plăți, inclus furnizori în Smart Bill, plăți la furnizori, să zicem, nu știu, curent sau chirie, whatever, și ți se mută efectiv, ți se pune un buton Smart Bill în internet banking-ul de la BT și acolo când intri îți apar facturile de la furnizorii tale după scadență și poți să-l plătești cu câte un click, de exemplu. Asta e un exemplu. Sau partea cealaltă de reconciliere de plăți și încasări, fiind conectată banca cu Smart Bill, odată la câteva minute se face un refresh și Smart Bill știe dacă ție ți se încasează o factură sau dacă ți se încasează o proformă, poate să se emită factură automat. Deci e tot zona asta de
import, care este acum import de extrase sau de borderouri și toate cele, tendința oricum va fi să fie automatizate prin integrări. Digitalizarea băncilor, iar în cazul de față, partenerul vostru, Banca Transilvania, probabil va face pași mari în partea aceasta. Bun. Hai care a venit Iulian și ne spune în felul următor. Este vreo soluție prin care nu sunt nevoit să import în Smart Bill pentru a scoate factura? Mi se pare mult mai ușor să le scoatem one by one, instant ca pe cel sau Presta. Ok, pot să-i răspund eu din punct de vedere tehnic și apoi... Deci oricum tu folosești toate astea, nu? Pentru magazinul. Da. Cred că mai bine răspunsul pe exact pe partea asta. În regulă, tu poți să-i le spui din punct de vedere social. Rămâne eu să preiau, te rog să-mi dai copy-paste și dacă poate să lase și adresa de e-mail și promit că îi dă mâine un reply la... Ok, perfect. O să rog să-ți lase în privat. Poate să lase acolo scris sau în privat, unde vrea el, unde e confortabil. Poate nu-și dorește să fie e-mailul lui. Poate are adresă publică de firmă, că în general, când vorbim de business, toată lumea are o adresă publică. Ok, bun. Și îi promit că îi răspunde mâine. Bune, cu bune, cu rele, îi se spune what it is. Ok, bun. Hai să-i răspund eu la o parte din întrebarea lui. Nu știu cum este partea cu cel, acolo recunosc, sunt corigent, nu pot să-mi dau cu părerea, sau n-am participat la cursurile de cel. La partea de EMAG, în schimb, eu am fost încă de la început cu soluția asta și a fost destul de simplu. Acum, conștientizând-o în zona asta de automatizare și de îmbunătățirea tot ce înseamnă procesului de facturare și emitere AVB și tot ce ține de partea asta de EMAG, pentru Iulia am propunerea în felul următor. Din ce știu eu, importi practic comenzile din EMAG, le poți face select all facturare. Mai departe, poți face treaba asta, evident, dacă acele coduri de produs pe care le ai tu în Smart Bill sunt aceleași cu cele din EMAG, automat, pe bază de ID sau, cu siguranță, colegii de la tehnic cred că pot să-i dau mai multe informații. Pe cod de produs, sigur, merge, trebuie să meargă. Pe cod de produs se face sync-ul. Da, se face un sync pe an, pe cod de produs, undeva există o informație, da? Iar în momentul respectiv, produsele respective dispar din stocul lui sau sunt scăzute, ăsta e cel mai corect, iar pe parte de AVB, la fel din partea de curierat, dacă curierul lui este, să zicem, nu știu, smart, same day, poate la fel face select all pentru tot ce a emis el facturi și în momentul respectiv să aibă atât facturi, cât și AVB-uri, foarte rapid. Poate că el își dorește o soluție în care Smart Bill, odată cu facturarea, dă o comandă către EMAG și de generarea AVB-ului. Nu știu, cu siguranță asta nu face. Ok, va trebui să explorăm subiectul. Ce mai e de menționat aici și nu vreau să scot niciun țapi spășitor sau ceva, adică chiar îmi doresc să spun așa. Integrarea cu EMAG-ul este făcută de noi și cu permisiunile de rigoare, iar integrarea de cel cu Smart Bill este făcută de cel.ro, nu este făcută de noi. Probabil deci, au fost viziuni diferite asupra utilizării software-ului. Au fost cât de tare și-au dorit unii sau alții, cât de mari sunt unii sau alții, cât de lideri sunt unii sau alții în total, ca să o spunem pe aia dreaptă. Fiecare cu opinia lui. Da, deci practic pentru unii a fost de genul înseamnă atât și dăm atât, pentru alții a fost înseamnă atât și facem efortul ăsta atât. It is what it is. Nu înseamnă că mi-am făcut cea mai bună integrare cu EMAG, nu vreau să spun asta. Dar, și în fine, dacă sunt cereri sau așa, noi să facem push. Adică au fost niște oameni acolo, sunt niște oameni acolo chiar care au fost foarte deschiși la treaba asta. Au fost niște oameni acolo care au fost de genul... Nu e treaba noastră, nu e universul nostru, it's not our plate. Da. Nu e de simplu, nu e ca și când lucrezi cu antreprenori. It's a complicated world. Din nou, când am făcut lucrurile, m-a greșit. Bun, în regulă. Liviu ne spune în felul, Liviu Hrișcă, pentru că mai sunt și clienți și, îmi cer scuze, nu clienți, sunt și oameni care probabil vor asculta doar acest material, webinarul nostru. O să menționez fiecare persoană în parte încât să aibă logică. Liviu Hrișcă ne spune în felul următor, aștept cu interes momentul în care vor fi pe piață contabili care lucrează cu Smart Bill Conta. Pe a mea contabilă n-am reușit să o convertez la Smart Bill Conta. Din ce oră? El e din București, nu? Absolut, da. Dar găsesc, am niște contabili foarte mișto. De acord, problema este în felul următor. Orice trecere de la un contabil la altul este o durere de cap destul de mare.
Deci, ca să spunem partea foarte dreaptă, orice trecere de genul ăsta este un friction. Și când îți schimbi gagica, și când îți schimbi casa, și când îți schimbi mașina, și când îți schimbi obiceiurile de a mânca, realitatea este schimbarea, este cu dureri și este. De-aia am spus mereu firmelor noi, de-aia am făcut și deal-ul cu BTU cu 12 luni. Începeți cu asta, pentru că mulți fac, ca să fac economie de 3 lei, 6 lei pe un liter de acolo, în zona aia este, fac un compromis și intri într-un măritiș din asta și după aia ani de zile stai, aș vrea să schimb, dar nu mie că durează schimbarea, de-aia mai bine iau-o din start pe aia. Iau-o din start și dacă chiar ești mic și la început și nu ai bani, de-aia am făcut pachetul ăla cu BTU. Nu e ușor cu schimbarea, așa este, dar la un moment dat trebuie să rupi chestia aia, să rupi și ca la orice relație bolnăvicioasă, la un moment dat trebuie să faci pasul ăla cu dureri și cu capul de pereți și it is what it is, pentru că pe termen lung, dacă te uiți în urmă, toate momentele de pierdere și nervi sunt mult, mult mai mari decât... Și mai valoroase în timp și resurse. Dar putem vorbi și noi cu contabila lui Liviu. Că mulți oameni sunt rezonabili în diene, că nu e o chestie de grad sau că nu vrem. Doar că pur și simplu au timp, nu au aia și stăm noi și povestim cu ea și cred că sunt șanse realist vorbind să iasă o chestie mișto. Uite, aici vreau să te întreb eu. Există în continuare contabil sau firme de contabilitate ce folosesc practic în același timp mai multe softuri cu care fac contabilitatea? Absolut, absolut. Deci lucrurile pe care ce am învățat aici este așa. Aia care sunt one man show. Care sunt foarte mulți contabili oameni în show, preferă să aibă un singur soft. Pentru că el nu are chef să sară de la unul la altul, să învețe, să aia. Și în plus este o chestie care nu e neapărat și mai politică, e corect. Faptul că ești oameni în show înseamnă că nu ești neapărat un business. Tu nu vrei neapărat să crești, să crești un business. Nu, el știe din punctul business tot. Și ca să ai o viață tehnită, practic trebuie să fie cum vrei tu. Da. În realitatea. După care sunt firme de cont, care au 2, 3, 5, 7 oameni. Sunt care au 7 softuri. Sunt care merge a un angajat sau trei, sau știu, o firmă foarte mare de conta, care are clientul corporații, culmea, nu toate corporațiile au angajați contabili, sau dacă au oricum o firmă de contă, are 11 angajați, care toți au 11, merg și lucrează la corporația aia. Dar sunt ai lui, ai firme de conta, el răspunde pentru el, el îi trăinuiește, el își pune semnătura indient pe bilanțul și pe chestii. Dar oamenii merg acolo și lucrează în ERP-ul corporației. Sunt care se adaptează la un soft și merge un angajat de două ori pe lună să facă nu știu ce. Sunt care au ei patru softuri, au care navigează de la Microsoft ca așa vrea clientul că face nu știu ce chestii, are o rițipiții care îl face. Este very common treaba asta să aibă firmele mai multe softuri. Bun. Very common. Spune în felul următor, dacă are firmă nouă și are tot cont la BT, firma fiind de 3 luni, mai este eligibil sau nu? Dacă are mail, deci ca să primească colegii mei, că așa e procedura, trebuie să dea un forward la ce a primit de la BT și dacă are firmă nouă... Ar trebui să primească de la Banca Transilvania un mail când a făcut firma. Da, este când și-a făcut contul ăla, este contul primul an gratuit la BTA, e CPAG, zice pe scurt, contul primul an gratuit, exact așa îi spune. Când ai ăla de la BTA, automat primește mail-ul, dacă nu se ceară de la ei și da, și dacă chiar indian nu găsește să ne scrie și facem să fie bine, adică noi, cum am spus, smart bill, it's not about the money, noi chiar vrem să clienții noștri să fie super happy și când sunt unii care se mai supără din chestii, inclusiv din orgolii sau că am făcut nu știu ce... vouchere și el voia altceva, i-am spus mereu, bă, nu vrem să ținem oamenii cu forță, banii nu sunt scopul nostru primordial, adică nu vrem să aburim pe nimeni cu nimic. Bun, mai spune Liviu între timp, să ne spune în felul următor. Ți ia în considerare că partea de plăți furnizori din interfața băncii să fie disponibilă și la alte bănci, de exemplu ING? Dar nu înțeleg, plăți. Nici mie, mi-e puțin greu să înțeleg. Deci, mai felător, dacă se ia în considerare ca partea de plăți furnizori, scuze, da, din interfața băncii, probabil se referă la la voi? Există interfața băncii la voi? Deci, noi momentan integrarea, să zic așa, mai profundă, o să avem noi cu BTU, trebuie să fie de ceva vreme, în fine, sper că va fi anytime soon. Uh-huh. În rest, în Smart Bill poți să importi din bancă, extrasele bancare de la ING, se poate, avem clienți care au mii de facturi pe lună, le importi
tot extrasul de la ING, așa cum ți-l dă el, deci nu trebuie să iei niște format special, exact CSV-ul ăla basic care l-are toată lumea, îl importi în Smart Bill și dacă ai plăți acolo și ai Smart Bill, ți-l reconciliază și încasări și plăți. Nu știu, Ian, dacă am înțeles bine întrebarea. Dacă poate să completeze, ar fi ideal. Plus că, din ce știu eu, în cazul în care că există teama asta, tu, în momentul în care încarci documentul respectiv, dacă există vreo eroare sau există ceva care nu s-a putut realiza, există și un log în care ai informații despre rezultatul importului. timpul la orice, deci toată lumea face loguri, pentru că oricum pe servere se măsoară toate lucrurile și toată lumea vrea, de exemplu că ziceam mai devreme că m-a sunat poliția azi dimineața, vreau să vadă exact un log de pe nu știu ce factură, de pe ce IP s-a emis, că era frauduloasă și că nu știu chestii, deci de genul. Sunt lucruri care se păstrează gen loguri de acces sau că se ceartă acționarii între ei și ne trezim noi vreodată chemați în instanță pe post de mediator să spui care minte și care nu, știi? Da, dificil și Da, neplăcut. dar când greșești, dacă greșești ceva, adică întotdeauna în viața asta când e eroare umană, se poate, adică când e muncă manuală făcută de om, se poate întâmpla o greșeală, adică na. Bun, spuneam în felul următor. Ați făcut referire la plăți din interfața BT, ordonare după scandență și No, plata deci ING. aia era încă o dată. Tu ai în Smart Bill un modul de cheltuieli și tu ca să sunt antreprenori care sunt foarte organizați. Deci sunt de două genuri de antreprenori. I don't give a shit, nu mă interesează de ce sunt flower power, fac contabili, chestii prin cont, ei habar n-au. Și sunt antreprenori care spun, eu am unealta asta numită Smart Bill, asta e a mea, asta e la mine, pe mine asta trebuie să-mi ajute să-mi organizez business-ul cu cap. Să știu când am vine scadența la plata la curent, când vine și furnizor la care am plata la termen 60 de zile, când e la nu, fi în reluare vezi și zic, bă, să se zbătim pe ăla. Și să ai o fază de hertz atacă, trebuie să dai 5.000 de euro. Îi dă și notificări pe e-mail sau cum face partea de notificare? Mai decât le bagi în Smart Bill, este o secțiune de plăți și cheltuieli și îți pui efectiv furnizorii. Am de plătit 650 de lei la Enel în data de. Sau scadență, spui scadență și spune aia. Ok. Da. Toate astea, tu ți le manageriești în Smart Bill, poți să-i de PNL, ăștia sunt banii care mi intră și partea asta de cheltuieli este zona de bani care ies. No. Partea asta de cheltuieli, facturi care tu trebuie să le plătești, ți se urcă automat în bancă și după aceea tu ești în internet banking și vezi acolo un tab Smart Bill și în care le vezi peste toate derulate după scadență și îți apare, astăzi ai de plătit curentul, 315 lei. Nu mai intri să iei factura de la curent, un PDF-ul pe care nu mai știi unde să-l găsești, să iei cu copy-paste sume și bani, nu știu, din alt nimic. Practic le ai direct în interfața bănci și de click-uri, așa, pe care vrei să le plătești. E o automatizare că nu e, cum să zic, să uai de mine reinventarea secolului. Dar e o chestie în plus care, din nou, ușurează și cu cât firmele au mai multe documente și cum o activitate mai mare, cu atât ajutorul este mai mare. Cu mențiunea că aspectul ăsta este valabil pentru Transilvania sau pentru oricine? Cu Transilvania, momentan, în fine, nu pot să vorbesc mai mult, nici măcar cu ei nu este încă lansat. Trebuia să fie lansat în ianuarie 2019. Probabil că odată cu adopția băncii Transilvania va exista și vor exista și alte Da, bănci care curge. n-am ce să comentez mai mult de atâta. Trebuia să fie făcută deja de ceva vreme. Nu e nevoie, nu e nevoie de clarificare. Într-un concurs de evenimente, dintr-un concurs de lucruri, nu s-a întâmplat încă. Dacă mai sunt alte întrebări, sunt cam ultimile 3 minute din seara aceasta. Noi vă mulțumim frumos pentru participare. Nu uitați să urmăriți noutățile pe care și Smart Bill le pune pe pagina lor de Facebook. Totodată mai vorbește, te rog, încă o dată despre evenimentul de mâine, super scurt și foarte evident, cu ce îi va ajuta în cazul în care vor lua parte la evenimentul de mâine. Scurt, începe este mâine de la ora 16, va fi live pe Facebook pentru că în Zoom nu mai avem locul, sunt peste 5.000 de înscriși, din ce știu, I may be wrong, dar pe acolo era. O să fie 7, cum i-am poreclit noi la marketing, titani, între ghilimele, chiar dacă unii oameni s-au supărat că am folosit termenul ăsta așa, flamboyant. Este pe smartbill.ro, am pus și o intrare în meniu, deci găsiți acolo asta, agenda evenimentului, va fi live, va fi 2 ore aproximativ și
Și oamenii ăștia să fie, Radu, colegul meu și CEO Smartbill, moderează și o să le punem întrebări, mai mult sau mai puțin incomode acestor invitați. Și discuția va fi despre What's Next, așa e și titlul evenimentului, What's Next, cum ne pornim economia, pentru că toată lumea este în starea asta de oameni buni, hai să ne apucăm de treabă, că ne-a săturat de stat degeaba. Și o să fie diverse, un ping-pong de idei, propuneri, e destul de pestriță, să zic, expertiza acestor invitați și chiar cred că sunt două ore care merită să fie urmărite de către orice antreprenor, adică să fie timp pierdut, nicio șansă, e gratis, chiar nu văd absolut niciun motiv pentru care să nu să-i asculți un pic pe oamenii ăștia. Este cumva ăsta un început pentru o serie de, hai să spunem, evenimente online de genul acesta? Nu știu. Chiar nu știu să spun. N-am gândit-o ca pe o serie. Am gândit-o momentan ca pe, băi, ieșim un pic din starea asta de hibernare. Nu ca și când revenim la normal. Dar măcar să vedem un pic cam ce așteptări au oamenii ăștia, ce idei au. Adică sunt și din Horeca, și din online, și investitori, și fost ministru. E, cum am spus, pestriță sau foarte eterogenă experiența lor. Și noi sperăm să fie niște vești bune sau nu știu, niște învățături, dar nu pot să vorbesc în avans în numele altora, știi? În cazul în care vor evenimentul ăsta. Toate în direcția de a ajuta antreprenorii, să spune. În cazul în care vor rata evenimentul, probabil că va exista și o înregistrare. Da, siguranță, da. El o să-l pune pe Facebook Live și o să-l și dăm mai departe după. Deci e... Două ore va fi, oricum va fi scurt. 8 oameni, 2 ore cu întrebări incisive. Va fi inclusiv Tibi Moise, care este deputy CEO la Banca Transilvania, pentru că va primi și niște întrebări din asta legate de IMM Invest, legate de fonduri, de partea asta, știi? Ok. Bun, în cazul în care mai sunt întrebări, la adresă... Sunt îndivertite de tot, deci mersi mult, oameni buni și... Să antreprenori să fim și peste 5 ani și peste 10 și să rămânem în țara asta așa cum ea, cu bune, cu nebune. Cu... Ca să încheiem într-o notă de lecții pe care le-am primit odată cu perioada aceasta, pentru că într-un fel sau altul o să ne marcheze viața, sunt sigur de treaba asta. Ce ai văzut tu că s-a schimbat în viața oamenilor în perioada aceasta? Nu mă refer aici la faptul că stau în casă, ci cum vezi tu lucrurile și ce... Ai învățat și tu din perioada asta, ca să tragem o concluzie finală. Există o tendință, și am mai spus mai de mult, am observat lucrul ăsta, ne imaginăm viața ca un unghi, știi, care pornește dintr-un punct și după aia liniile la care îl compun se îndepărtează tot mai tare, știi, pe măsură ce trece timpul, ele sunt tot mai îndepărtate, practic cumva extremele sunt tot mai departe. Și observ asta de când cu nebunia, cu tehnologia și cu tot accesul ăsta la date și la tot, unii oameni devin tot mai deștepți, tot mai informați, tot mai capabili, se adaptează la schimbare și la tot, și alții devin tot mai imbecili. Unii sunt acum Bill Gates ne omoară, azi l-au arestat FBI-ul, deci unii oameni pur și simplu sunt o imbecilitate nemărginită și cred orice. Și 5G-ul e rău. Da, deci... De asta zic, cu cât sunt mai multe, cu atât poți fi mai prost. Deci, realist vorbind, știu că sună așa, poți fi, ai luxul de a fi tot mai prost. În același timp, ai și luxul de a fi tot mai deștept. Și văd la unii oameni că se adaptează super repede, sunt super smart, folosesc lucruri, trenduri, imediat se sizează, se prind. Ok, aveam offline. Și am făcut, de exemplu, am clienții ăștia care, unde și merg la frizerie, mereu îi pomenesc. Avea frizeria, s-a blocat, nu-i nicio problemă. În 2 săptămâni aveam magazin online, up and running, unde vedea produsele pe care le iei de la barbershop. Deci oamenii, asta zic, fac conexiuni, sunt dezghețați la minte, leagă sisteme și am făcut un magazin online, l-a legat cu Smartbill, am făcut și niște vouchere, poate și face ceva, se mișcă deja. De asta zic, unii, ca și învățătura, oamenii care sunt cu cap și stau focusați și sunt cu forță de muncă și nu se pierd în emoții și în toate astea, își plâng de milă câteva zile, după care they get the shit together și merg mai departe. Timp în care alții deja sunt undeva în cuculent, adică ei n-au nicio treabă. În general, oamenii ăia nici nu, eu pierd multă energie, recunosc cu genul ăsta de personaje, dar că versiunea smart de abordare este să ignori și să-ți vezi de drumul tău. Și mi se pare că pandemia asta a arătat încă o dată că oamenii
în general, așa ca specie, să zic, au foarte mare reziliență și se adaptează foarte repede. Deci, până la urmă, am fost șocul ăla, ne-am speriat, ne-am panicat, ne-am sufocat și ca într-un vârf de gaus, așa urcă stresul, panica. Deci, pe aia am început să ne obișnuim, inclusiv eu, primele 3 săptămâni, am fost claustrofobic în casă. Deci, spun că ieșeam în secret să mă duc în mașină. După care m-am obișnuit și aia și observ și la alții. Deci până nu avem, Doamne ferește, din nou războaie și alte nebunii sau, Doamne ferește, vreo pandemie de aia cu adevărat criminală, cred că specia asta se va adapta foarte repede și se va descurca foarte bine la a merge mai departe, chiar dacă mai luăm câte un șut în fund din asta. Asta vreau să subliniez. Eu cred că este o lecție scumpă, dar totodată care deschide o grămadă de oportunități, ne face pe noi să ne înțelegem mai bine, pentru că avem poate mai mult timp, timpul ăla pe care îl petreceai până la birou și înapoi era un timp pe care pur și simplu îl pierdeai, da? Sau ascultai un e-book sau făceai niște lucruri, dar până la urmă era un timp pe care nu îl foloseai la ceva. Da, foarte mulți oameni pierdeau foarte mult. Și aici cu asta vreau să închei. Dacă voi ați luat în calcul varianta în care o parte din angajat să lucreze și de acasă în continuare, vis-a-vis de rezultatele pe care le-au avut în perioada asta. Da, noi nu ne apropiem de, nu ne întoarcem la birou prea curând. Am vorbit cu colegii până la sfârșitul iunie, mici șanse și realiz vorbind, probabil va mai dura și după. Pentru că nu ajută la nimic să se îmbunăvească vreunul. Mersul metrou, cât aș fi eu de fanul metroului, este, se pare cel mai un modul cel mai ușor de a contracta orice soi de virus din astea care se transmite prin aer și atunci nu o să ne grebim. Noi mergem în continuare pe work from home și ai văzut că în general companiile de IT merg pe, adică avem, să zic așa, luxul ăsta de a putea continua. Avem lucrurile nu v-au afectat partea asta de work from home, mă gândesc că nu v-a afectat. Ne-a afectat mai puțin, ne-a afectat cum îi afectează pe toți care își permiteau să facă asta. Am câțiva colegi care pur și simplu vor să meargă la birou, recunosc că și eu am mers câteva ori la birou, am dat florile și am rămas acolo. Îți vine să mergi la birou, unii vor deja să meargă și probabil să începem încet, încet, dar doar dacă pot promite că pot să vină cu mașina și ai văzut cum sunt niște norme impuse de... Absolut. Bun. Mulțumesc, Mircea. Sper că a fost interesantă discuția. Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog să le adresați lui Mircea. Totodată, dacă sunt întrebări vis-a-vis de Smart Bill, vă stă la dispoziție. Nu uitați să vă abonați și voi la canalul nostru de YouTube, unde o să găsiți deja să înregistrare. În cazul în care o faceți deja, vă mulțumim frumos. Țineți aproape de noi. Săptămâna viitoare avem un nou invitat. Îl avem pe Rareș Bănescu de la retargeting.biz. Discutăm despre retargeting.biz ca soluție ce vă poate ajuta pe voi să scalați business-ul și să să nu mai aveți nevoie de o agenție care să se ocupe de reclamele voastre, dar foarte multe nu vreau să vă spun și o să așteptăm ca ei împreună cu Rareș să găsim o variantă optimă și de titlu pentru evenimentul nostru de săptămâna viitoare, cât și de subiecte. Vă mulțumim foarte mult, Mircea, îți mulțumesc și eu. Te aștept data viitoare cu noutăți pe partea aceasta de Banca Transilvania și tot ce înseamnă, hai să zicem, automatizări ce vor ajuta oamenii să devină mai productivi, să folosească timpul mai inteligent și totodată să reușească să facă lucruri pe care de multe ori, exact cum ai spus și tu, este necesar să aibă un număr mai mare de angajați la dispoziție versus o soluție care să poată să-i ajute să depășească anumite momente mult mai rapid. Mulțumesc tuturor, guys, și baftă! Să aveți o seară foarte bună, YouTube, e-commerce România, Facebook, e-commerce România, share, subscribe, like. Asta a fost pe seara aceasta. Ne vedem miercurea viitoare. Atenție, în fiecare miercuri ne găsiți aici. Să aveți o seară foarte bună. Bye!